Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Păi boxul că... e sport? dar da, boxul presupune totuși niște forme de protecție. Așa în sălbăticea lui. Ai de niște mânuși care atenuează lovitura, te poți apăra, ai niște căști, adică boxul ăla de amatori. E drept, era chiar primul an de tabără, dacă mi-aduc aminte bine, când în a treia, a patra zi am cerut unuia dintre copii să-mi dea din bagaj de intimă, să-i să schimbe și mi-a zis, păi nu mai am. E deci, cu cât ai venit de acasă? Cu toți. Mi-aduc aminte de un politician care era întrebat de, la un moment dat despre o, o treabă nasoală pe care o făcuse. Dar de, de ce ați făcut așa? De ce ați procedat așa? Și el a răspuns simplu, pentru că pot. În precambrian, când am făcut eu școala, da. nu se spunea muncă voluntară. Cuvântul voluntar era folosit rar. Patriotic, patriotic, patriotic da. Patriotic. patriotic, da, pentru că voluntar implica opțiune. Mm -hmm. Adică poți să nu vii. E voluntar, e opțional. Patriotic, nu, patriotic era ei by, default. Acum era în Edenland, îi place foarte tare în parc, mm -hmm. știi, și stă cățărat acolo și am dat o fetiță striga, ma, în spatele lui era mama, mi-e frică, mi-e frică să fi văzut pe Radu foarte concentrat așa, s-a uitat la ea s-a uitat la cât drum avea de parcurs se întoarce și spune frica e o cușcă <laughs> mă uitam la cât un politician din studioul meu Care mă mințea în față Și eu știam că mă minte și el știa că mă minte Și mă -mi zic mă da Dar de ce trebuie să fac asta Securile 3, 4 și 5 au adus O etapă de distrugere a lor Arată Catherine Nixie cu documente Deci o etapă mm -hmm. de distrugere a lor Pentru că în momentul în care uh, Să primeau ordinul că trebuie să îndepărtăm o statuie sau ceva de genul ăsta, nu întotdeauna era distrusă. Erau tăiate urechile, era distrus nasul, erau tăiate brațele. Nu-mi trebuie piedestal. Statuile, morții au piedestal. Eu mai am un pic de treabă pe aici. Imediat mergem, deschidem acest podcast, nu? Da. Știu. Facem prezentările, spunem ce facem astăzi, invitată superbă, da. să vezi ce o să mă certe pentru treaba asta. <laughs> A Da. Uh, și hai să i dăm drumul. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorin și bine te-am regăsit, Radu Paraschivescu. Bine te-am regăsit și eu, Cătălie Striblea. Ce mai faci, cum mai duci? Ce geacă frumoasă ai. A, așa că vă place la tați? Da, absolut, da. Și mie îmi Am place. Văzut cu cu nu, nu, cu... Am cu tot Minunat. Nu ai cu tot Nu, l-am văzut și pe cele dinainte, Cu, cu Man United. Man parcă. United, da. Da, foarte frumos. Da. Dar tu ai avut dreptate, eu nu v-am mai văzut de mult jucând, dar fost jucat... Splendid. Da, 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 da. Echipă da, da. bună, așezată, da. datorită jucătorului norvegian Odergaard. Oh, da, dar, păi sigur. ce nu-i bun la noi trebuie să fie bun la alții sigur mai Sigur că mici. da, noi suntem da. o echipă mai mică. <laughs> circulă un zvon că mm -hmm. uh, uh, Real Madrid discuta acum cu Arsenal pentru întoarcerea da. lui Odergard, că. Sper că e o formă de umor castilian. Și că ați dat vreo 120 de milioane de euro pe el. Da? Ați, Da. Condițional? Da. Da, l-ați da. cu 40 și l-ați luat înapoi hmm. cu 120. e o asta, dar nu pentru noi. În uh, uh. momentul în care el ar deveni campion în Anglia da. și revoluționând o echipă, sigur, pe cine da. să puneți în locul lui Cross? Acum, în serios, dacă nu pe o Păi nu știu, uh, nu pe Camavinga, deși s-ar putea Camavinga să-și revină la un moment dat, să se maturizeze, că de fapt el calități are, dar maturitate nu are și să iubește cam mult, am mai spus eu lucrul ăsta. Uh, dar oricum, ce să fac? Fac bine, uh, Ca asta era întrebarea uh, M-am apucat de tradus altceva Da. Am terminat, uh, după cum bine știi, teoria corzilor <gri> Și uh, mai avem două zile până când, dacă nu reapare exemplarul pierdut la Milo Cafe O să apară alt exemplar adus de prietenul meu, Daniel Prietenul nostru, Daniel da. Sandu, din Toronto Care mi-a promis că sâmbătă se întâlnește cu mine la Milu Cafe am stabilit. Da. Și de data asta o să am grijă să ajung să cartea ajungă, la tine. Tatăl. Da, să nu mai ajungă acea da. carte la... Uh, uh, să nu mai pună Dană în raftul da, de împrumut. Da, da. Pentru cine nu știe, noi astăzi când înregistrăm cartea nu s-a întors. Povestea e așa că Radu s-a întâlnit cu Bogdan Ungureanu de la Pilot Books da. după ce a tradus cartea. Uh, Bogdan își dorește uh, tare să... Contribuim noi cumva la carte, tu mm -hmm. traducerea eu să scriu prefața, pentru că noi am vorbit despre da. în spațiul public atunci când am prezentat cartea Andrei, Petkovic. Andrei Petkovic. Da? exact. Da. Și Andreea da. Petcovici zice despre teoria corzilor că da. e cea mai importantă carte din tenis. Bă, eu n-am citit multe cărți de tenis, da. dar mi se pare substanțială asta. Adică nu plină de miez plină de învățăminte, plină de capcane pentru un traducător. Adică o traducere în care îți poți prinde urechile foarte simplu. Dar uh, cartea unui mare scriitor Adică David Foster Wallace A jucat și tenis, e adevărat Dar este un, a fost că s-a sinucis Un mare scriitor Și cartea asta îl confirmă pe el Nipostaza de om al scrisului uh, Da, e o carte cu miez o carte la care tu o să scrii prefața, partea simplă a fost făcută, traducerea. Păi la mea. cât am scris povestea de la Milu, și jumătate din prefață. Da, 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 Bogdan uh, te-a și întrebat, asta e prefața. Da. Nu? Ar fi simplu. Uh, respectiv, mă rog, ați făcut schimb de carte, da. tu te-ai și fotografiat, s-a pus uh -huh. cartea în raft, din greșeală i-am spus și lui Dan, în raftul cu alea asta din ai. care lumea poate să ia. Poate să ia. Uh, și lumea a luat. Și acolo <laughs> mai erau culmea, deci două cărți. Deci era cartea, ca să vezi... Uh, destin de carte. Mm -hmm. Cartea lui Ionut Rada, când am prezentat eu cartea lui Ionut Rada tot la Pilot Books și am fost la lansare, am uitat cartea în uh, librărie. Mm -hmm. Deci am uitat-o okay. în seara aia în librărie și am zis în mintea mea, ducă-se pentru că, zic, era și semnată, sigur, a luat-o cineva s-a cumpărat carte s am acasă, da. culmea că am cumpărat și pentru doi copii care mm -hmm. mă rugaseră, să uh, mă rog, să părinții lor să citească despre biografie. Și acum am zis ce Bogdan, știți, lăsăm cartea și să o lași pe al lui Ionuț, că am recuperat o eu noaptea aia. Zic, că ce bine ai făcut, zic că îmi luasem gândul de la mm -hmm. de la ea. Am zis că atunci când mă văd eu cu Ionuț, îmi dau autograf din nou. Da, na. Na, na, na. Ce o să fie și știi că eu am chestia asta, lasă-le să circule. E, mm -hmm. dintre astea două cărți aia cu Ionuț semnată a rămas, a acolo. Rămas. Asta e al de frumoasă așa de la da, distanță, o carte da, frumoasă, ești, da. ești. Arată bine, da. omul s-a uitat, da. îți dai seama, avansat, avansat limba engleză, carte La grea. nivelul ăsta, da. da. da, da, da. Uh, nu știu nici adică sper că n-a căzut în capcana de a crede că e o carte de fizică, dar nu, că de obicei oamenii care intră acolo sunt avizați. Am zis că m-am gândit la Tavi Micu, care este, pe, pe își venea să râd, băi, e, teoria corzilor, zic, e Tavi, Tavi știi că e Tavi prietenul nostru, el lucrează la măgurele și el este mm. unul dintre cercetători români însemnați în fizică. Da, e prezent da. și în spațiu public, îl găsiți mm -hmm. destul de des. Mm -hmm. uh, și am zis, e clar, zic că a luat o să vadă ce cu teoria corzilor Așa. la la, la Nu l-am la, sunat între timp, no. scuze, era o glumă, da. Adică no, no, să... no, <laughs> dai, poți să să-ți-l aduc eu pe la da. să vorbească de teoria corzilor, că tot fizică a făcut da. și el. Da. Da. Și mm -hmm. acum o să vină, mulțumim, Daniel Sandu, oricum vine, oricum avem. El a vine, oricum nu vine pentru asta, ca să ne aducă Cartea, asta ar fi vine, ne întâlnim, sâmbătă avem întâlnirea, deci la da. două zile după ce o să apară episodul ăsta, avem întâlnire la Milu Cafe, am stabilit da. deja, el mi aduce cartea, merge la masă undeva și... Da, mai e, vedem de acolo. E foarte drăguț. Știi cine da. ar fi putut să aducă această carte din Canada, special ne-ar aduce, o să-l întoarce înapoi? Știi cine ar face din asta? Pune da. Radu Vanco ar face de asta? Aia mă gândeam, da da da, da. da, 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 nu știu cum are legăturile până la. Da, da, dar faci, da, zis, da, mă, ar trebuie face. Trebuie să le duc cartea băieților, să iau da, avionul da, până da, în România, da. mă întorc, nu e o problemă, stau o da, oră. Da, mai am da. o treabă în România peste două zile, dar mă întorc <laughs> atunci. Noroc că e la ea, și am impresia acum, da. care o lansare cu Cătălin Pavel, parcă. Zici? Parcă da, da? așa, am văzut da. ceva pe Facebook, da. Acum el din Sibiu, Cătălin Pavel, nu mai știu de unde e, cred că din București. Lansează cartea asta la Iași, O carte despre care am vorbit și noi, toate greșelile pe care le poți face. Uh, am prezentat-o aici. Mulțumim da. și pentru uh, mesajele pentru stimata Diana Popescu. Da, uh. Așa. foarte bine primită. Diana. Foarte bine primită, ce Diana. Firesc, uh, ea apare în podcast o dată la două episoade, adică o dată pe lună. Da, adică azi, e fără. azi e fără Diana Popescu. Astăzi o să avem invitată pe Melania Medeleanu. Uh, vorbim despre fotbal, neașteptări, o fuguță la Lion, uh, uh -huh. radografii. Da. Uh, după scovergărie mergem la cafenea, să știe uh -huh. lumea și lucrul acesta. Și, uh, stai că mai notă, ah, am fost la teatru, Așa. la teatru lact, să văd, e adevărat, uh -huh. e adevărat, e adevărat. Uh, după ce Diana a, a făcut prezentările, e adevărat. Deci, Bune, e superb, merită, merită, merită da, dacă da, ai vreme să, să mergi O să încerc, tare aș vrea Aș vrea să renod legătura cu teatru ruptă în pandemie Eu am mai rupt o dată legătura cu teatru de prost Cred că am mai povestit lucrul ăsta M-am supărat pe teatru românesc la un moment dat prin anii 80 și m-a ajutat Andrei Șorban să mă reîmprietenez. dar acum, după ce am făcut niște drumuri la teatru și reîncepuse să-mi placă, a venit pandemia și m-a blocat la mantinelă, dar reîncep. Piesa e foarte bună. Da, Știți despre ce e vorba, că a în podcast. Spațiul de la Teatrul lact este... Intim. Intim, da? Adică ești lângă actoriți. Între e răsuflarea cu ne-am privit da. Marcel Iureș, cum e, sigur, el era în rol, era Ivan Turbin, că nu s, nu s, s uita la mine. Dar eram la un metru unul de altul. Deci, poți să da. vezi ochii, si, put, si. Actorii, iar doamnele uh, Emilia Bebu, Mihaela Teleoacă și Florentina Țilea mm -hmm. sunt, au un joc absolut fantastic. Și cu o, trăire, mm -hmm. cu o trăire specială, că le vezi cu lacrimi în ochi, le vezi uh, uh, broboanele de, 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 de sudoare, le vezi tremurul trupului mm -hmm. și acolo ești atât de apropiat. Am scris câteva o notiță Am pe văzut? Facebook, și doamna Florentina Țilea îmi spune: V-am fost în sală. Deci, iată, acea concentrare. Da, 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 da. Uh, mm -hmm. Sigur că mi-a venit să râd. Firește, și eu v-am fost. în să să spui și eu la fel. Da, păi da. asta i-am zis și eu la fel. N-ai cum să nu te vezi acolo. E, da. e foarte da, greu da, da, să da. nu te atingi. Adică, ești la 30 de centimetri ce de, ce -i, ce -i. de om. Da. Nu uh, știu dacă m-a văzut în timpul pieței Cred că m-a văzut la final no. Oare ei văd oamenii în timpul pieței? Nu-mi dau seama, nu știu Adică depinde cum ești alcătuit și cât de multe te detașezi Sau cât de băgat ești în personajul tău Mie nu face impresia că Marcel m-a văzut Dar mine bine, cine sunt eu să mă vadă Marcel Da, Iureș? da ne cunoaștem uh, Cred că nu, cred că s-a uitat prin mine Cred că era în plin monolog Era o piesă în care juca numai el uh, Și... Cred, dar iarăși e doar o bănuială, că era în cu totul alt plan și că nu se ocupa nici măcar întâmplător de identificări de oameni. Dar o să merg și eu la, e adevărat, de la de treia, de 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 treia de 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 da? Am fost de câteva ori, am fost de destul de ori la Teatru Act și am văzut, cred că ți-am mai povestit, poate chiar aici de Vanila Skype. Da. Da, e da păcat că nu se mai joacă piesa asta, păcat. Chiar de Cătălin Ștefănescu, De Cătălin Ștefănescu, cu niște capcane pentru teatrologi și criticii de teatru, dar cu o distribuție ai cărei actori uh, fac mare eforturi sau au făcut mare eforturi să fie împreună în aceea zi, la aceeași oră, pe aceeași scenă, pentru că fiecare cu calendarul lui e complicat. E, uh, recomand și eu alături de Diana. Uh -huh. noi Am și spus asta, noi când ne-am gândit să vină Diana să facă da. niște prezentări, știam... Ne-am gândit la radarul ei. Da, da, ea are un radar foarte bun. Acum i-am prins, au fost amândoi Diana și soțul ei. Da. Dragoș Vasile au fost la Sfântul Gheorghe da, S-au da. dus să vadă o piesă de teatru Yeah, I know, știu că pentru mulți dintre noi Dar ei fac lucruri de, de genul da, ăsta da. O piesă pusă de Bobby Pricop uh, Și îmi cer scuze că eu am întrebat numele O să ne spună Diana probabil data viitoare Dacă optează mm -hmm. să spun asta În care spectatorii sunt puși În niște cutii Ca niște cutii de alea de telefon Și urmăresc uh -huh. singuri cu o cască Ce se întâmplă acolo oh, Ok Intri, doar trebuie să fiu ceva no, foarte, no, 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 foarte no, no. tare. Bobby Pricop este. Po, este avantgardist. Este avantgardist și unul dintre regizorii, să-i zicem noi, dacă nu mai e nou, eu zic că e confirmat, care pă, surprinde de fiecare dată cu ce face. Okay. De-abia aștept să o, dacă o a vorbit despre asta, că, na, subiectele ei. Altfel, am zis, bă, hai să vorbim despre. că n-am mai vorbit și noi despre lucruri. Da. Uh, de asta cu miez. tari din România că se mai întâmplă na, ce mai făcând domnul Bode de astea și mi-a atras atenția mi-a atras atenția la ceva ai dat, tu ai văzut faza aia, zice Radu zic care fază, zic că am văzut un clip circulă pe internet și știi că faza aia este campionatul campionatul de dat palme campionatul de dat palme da și de luat, bine, că nu numai Dai, mai și ei. Well, da. eu am văzut faza cu două fete. Poate aia a fost mai interesantă. Aia n-am văzut-o. Adică, adică recunosc că aș folosi fetele la altceva decât la Dat Palme. Păi era ceva acolo... Știu după aia ce ai văzut și tu și dat da. o să povestești. Deci eram în felul următor. Erau două fete îmbrăcate în costum de baie, cum ar veni, da. care nu se pălmuiau la față, cum înțeleg că e da. cazul în campionatul băieților, da. să pălmuiau la fund. E ceva kinky. Dacă da, era și e... o piscină cu sos caramel... Nu am văzut nu, un clipul ăla, da. Nici ciocolată. Nu, era... era bun, era bun. Și a durat vreun minut. Și au dat doamnele alea la palme. Acolo nu înțeleg cine câștiga. Cine îi pica mâna sau... Da, Când da. îi pica... Nu, că de vai, de fund, nu? vai de fundul lor, da. cum să spunem. Vreau da. să zic că cineva stop, mă doare. Da. Aha. În fine. Asta am văzut eu după care tu ai venit și mi-ai zis. Da, nu eu am e văzut, aia. nu, eu am văzut dat palme la da. bărbați, dat palme unde se dau palmele, că la adică, față, Da. Uh, și l-am văzut și pe campion. Eu mă așteptam ca perdantul să arate mai rău decât campion, decât învingător. Logic așa mi s-ar fi părut. Nu, învingătorul arăta mult mai rău decât învinsul din finală, pentru că e cu sferturi, semifinale, finală. În cușcă e o competiție de tip MMA. Ba, ba. Deci tu ca să ajungi în finală e mai da, multe meci, mai ei. Deci da, poți da. să vii cu falca ruptă acolo deja. Poți, da. Dar poate nu vii cu falca ruptă, poate ți-o rupi în finală. Acum nu știu, nu cred că a fost vorba de, de fractură, dar a fost vorba de o dilatare enormă a Acum. unei părți a feței, da? Adică el chiar părea cu o falcă în cer și una în pământ. Uh, sigur că e o problemă de rezistență, e o problemă de prag de suportabilitate, e o problemă care ține cont de, de, de multe aspecte. Întrebarea mea, că la un moment dat mai e și râs, deși nu e de râs deloc, Întrebarea mea era dacă ăsta sport, dacă se poate numi sport. Păi Sigur că poți să întrebi și dacă șahul e sport, dar uh, și dacă gimnastica, eu am un dinte vechi da. împotriva de dar aici chiar vorbim de un sport? Uh, păi boxul gândesc. e sport? Da, da, boxul presupune totuși niște forme de protecție, așa în a lui. Ai de niște apă. mănuși care atenuează lovitura, te poți apăra, ai niște căști, adică boxul ăla de amatori. Uh, are niște uh, paravane care te mențin într-un prag de siguranță. Da? Uh, pe când aici vine arbitru și îți spune, stai mai aproape de masă să te ajungă. Da, corect, de, să nu fugi. Să, da. nu fu, să nu te eschivezi, n-ai voie să te eschivezi. Și fiecare dintre cetățeni, de două ori sau de trei ori, să face cădă ca să ia măsura, să-și măsoare elanul, să deci repetă mișcările, face așa, unul mai slab de înger s ar dat deja la o parte. Și abia după aia vine pălitura. Da? Uh, film... Îngrozitor, adică e și da, o formă de tortură Da, da, mentală. da, și filmul ăsta pe care eu l-am văzut, că n-am văzut așa? tot evenimentul, avea vreo 15-20 de minute, ce să zic, cu un comentariu, două, două voci erau la microfon, prin care o voce de doamnă, care părea familiarizată cu. A cu fost fenomenul. la noi la televizor, da, adică da, 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 era, da, 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 da? Da, da. Așa, da? Da. Sorin Moise îl cheamă pe domn, pe Bă, câștigător. Pe campion? Pe câștigător care da. a luat 5.000 de euro. 5.000 de euro? Da. Da, nu știu, sigur. Sunt bani. Sunt bani, da. Dar întreb, întrebarea mea și e o întrebare serioasă, deci fără nimic, cum să zic, ironic. E sport ăsta? Dacă mâine vine cineva și spune, uite, schimbăm un pic regulile jocului, voi țineți palma așa și vine unul și dă cu ciocanul. Și care rezistă mai mult câștigă. Îl considerăm și pe ăsta sport. E, e o formă de uh, libertate. Știi că sunt țări unde au fost interzise luptele de cocoși ca să protejeze da, animalele. Asta mi se pare... Eu aș interzice și coridele, sincer. Da, știu discuția asta. Deci coridele sunt Na. interzise, luptele de cocos interzise, nu mai zic de luptele de căței, sunt interzise mm, și la noi, mm. da? E, sunt interzise la noi, dar se țin, se practică. Sigur, atât, orice după, prostie margini, da. Oho, orice prostie să practică. Să facă în continuare antrenamente cu câini da. de Bun. luptă. Și atunci dacă ai legi de protecție a animalelor poți să ai o lege de protecție ca aici te îndrepti, o lege da. de protecție a oamenilor care sunt dispuși să-și mute fălcile și creierii din loc pentru 5.000 de euro? Da, nu-mi dau seama cum poți aplica o lege de asta, că interesant nu este numai să o creezi, interesant este să poți să o aplici și să poți să iei măsuri dacă ea nu se aplică. Păi, în primul uh, rând că n-ai avea la televizor, sigur că există o, ar exista un spațiu negru, gri, da. uh, un spațiu underground unde s-ar întâmpla asta, în mod cum... evident, dar poți să te duci în societate ca post de televiziune? Habar n-am cine a transmis chestia asta. Să dai uh, asta publicului ca o formă de uh, ce? distracție? Păi, uh, da, uh, e sport. Copilaș, veniți la Vladimir, da. vrei să ne uităm da, în seara da, asta da, la da. campionatul de da palme? Mamă ce falcă care da, de tare Da, Da, i-a da. Ma... da, dat ceva dacă da. a ajuns să arate în halul ăsta, da. de deci, repet, nu e o întrebare ipocrită și nu e o întrebare pudibondă și nu e o întrebare uh, ironică, e o întrebare serioasă. Îl putem considera sport? Ar merita să fie văzut în continuare așa ceva? Pentru că sporturile au, de bine de rău, de de o logică uh, și logica asta nu ține cont de pragul de suportabilitate. Logica asta înseamnă măestrie, înseamnă tehnică, înseamnă rezistență, înseamnă viteză, înseamnă multe lucruri, înseamnă constituție atletică. Ți-ar explica oamenii ăștia că și aici e vorba de toate lucrurile astea. Zou? Măestrie nu? Nu. Păi ce zici, dai uneori o palmă? Păi, da, ai spus Hai. că măsura, arăta cum da, să apun. măsoare, cum să da. facă, cum Hai să dragă. Serios. Da, adică, înțeleg până și la haltere. Înțeleg convenția halterilor. Deci, vine un cetățean voluminos de obicei, nu tot timpul, la categoriile mari. Și ridică 200 de kg, ok. Și dacă nu-i pognește nicio venă și dacă reușește să ridice mai mult decât alții, câștigă. Și înțeleg că e o competiție. Înțeleg și la popice, că trebuie să dărâm cât mai multe lemne din alea. Adică, și sporturile care pe mine, unul, nu mă atrag, dar accept că îi pot atrage pe mulți, au logica lor internă. E aici, la mine se fisurează un pic uh, înțelegerea, pentru că nu văd care este logica, și de ce este sport uh, o întâlnire dintre doi cetățeni care, fără să aibă ceva de împărțit, în afara unui premiu bănesc, uh, se iau la palme, la Ierzătorul propriu. Pierzătorul primește ceva? Asta nu mai știu. Dar Asta când se câștigă? Te-ai lămurit? Din film te-ai lămurit Sunt... când iei bătaie? Da. Nu, adică nu de există niște piers. repere de, de timp și de, de punctaj, bănuiesc. Pentru că mm -hmm. i-am văzut pe unii oameni. Acum, eu, ne fiind familiarizat, da. îi vedeam pe oameni care uneori se bucurau când nu era cazul să te bucuri și se întristau când era cazul să nu te întristezi. Există un cod acolo mm -hmm. și un punctaj anume. Să, să, da. eu Dar suntem să... în carageale, asta este. Deci, în Amicii, lache și mache, da. la un moment dat apare replica: îți trag palme, mă înțelegi. Noi suntem oricum abonați la caragiale, da? deci el e printre noi și sub forma asta. Eu nici sporturile astea, alte care sunt conexe, nu le înțeleg foarte tare. Adică la box s-a terminat, e o limitare intelectuală zi la mine. Astea cu MMA, pumni în cap, mari campioni, de da. batemani, nu știu. Șpițuri în gură, da, știu. Da, e mult pentru mine. M am întâlnit odată într-un cross, poate am povestit într-un mm -hmm. cross promotion la Digi, că Digi are și el niște gale, la Digi La Sport are niște gale de astea. Și acolo, cum se face la televizor și radio, când ai trusturi. Mm -hmm. -am când ai companii întrus, da, așa. Da. așa într-un cross promotion m-am întâlnit cu domnul uh, Ghiță, mm. uh, okay. campionul mondial, așa da, și da, da. a povestit, sigur, am pus întrebările astea curioase. Cum faceți, mm -hmm. cum se întâmplă, cum. Mm -hmm. să, asta. Și uh, când s-a ridicat de pe scaun, a fost foarte interesant că ne-a anunțat că, deci cum ar fi fost astăzi, 12 octombrie, și gala era pe 1 noiembrie, s-a uitat așa și a zis azi e 12, deci mai vin o dată peste două săptămâni, pe 25 octombrie. V-a făcut uh, agenda. Da, n -a, n a putut să zică nimeni nu a zis, da, dar da, când da, vreți dumneavoastră da, da, să nu dați la operație. Veniți da. aici, uh, da. intrați, Simba. spuneți, nu e nicio da, problemă, da, da, da. când Aha. doriți dumneavoastră, veniți. Aha. Ok. Da. Da. N-am mai venit, a hotărât de la tine. Noi am fost frică să-l sunăm. Dumnealui, da, cred da, că... că Dacă răspunde. Da. Dumnealui, cred că nu. Da, da găsit ceva mai interesant. Da, probabil, nu, da. am fost foarte interesanți acolo. Mm -hmm. Da, e da. interesant să vorbești cu oamenii, să vezi. Da. De ce? Cum? Asta. Da, adică nu, eu nu cred că sporturile trebuie să aibă neapărat ceva diafan. Da. Da, deci nu cred că sporturile sunt numai badminton da, și sigur. patinaj artistic, nu? Sunt sporturi de contact, sunt, adică rugby, e un sport de contact, da? da. ul da. a ajuns și el de niște decenii un sport de contact, de mai zic de la rugby, da. Da. Uh, da, îți trebuie o noimă. Eu nu văd noimă, recunosc, e limitarea mea. Nu văd noimă da. într-o competiție în care doi flăcăi își cară palme unul altuia fără ca adversarul să poată opune, adversarul trebuie să stea smirnă. Asta e povestea. Da. Nu pot să spun eu, protestez împotrivă. Uh, uh -huh. Pot să, ca să adaug ceva de domnul Bode, că zis să. <laughs> e ca și cum, e mai mult, domnul Bode și tot guvernul lui dau palme a societății, știi? Asta, a, asta da. da. Fără da, ca societatea să. Să câștige. Să, <laughs> da, fără da. să poate să dea foarte tare înapoi, știi? Adică cam așa pare, știi? Da. Unul, cred de că de o parte mai parte și da. ține societatea, așa și o și mai e amenință. Vă uh -huh. uh -huh. facem niște nasole. Dacă nu luați palme acum de la băieții ăștia, de la domnul Bode și de la domnul Ciucă. Mm -hmm. hey, și mai sunt. Bine. Da, mi-a plăcut ce trecere cele, ai făcut. Ce trecere, da, 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 subtil. Metaforic, da, da. Da, da. așa. Aia <laughs> are societatea, are obraz o umflat, mm -hmm. precum câștigătorul de la... Bine, uh, am spus ce facem astăzi? Am spus. Am Cred spus, că am spus. Da. E timpul să vă întâlniți cu invitata noastră superbă. <laughs> Dar să știți că lucrurile pe care le veți auzi de la, de la Mel, de la Melania nu sunt... Uh, a mm -hmm. Absolut extraordinare E nevoie de astfel de oameni uh, În România Și o să câteva povești uh, Sincer La care cu nod, în cu nod în gât. Și la care nu v-ați fi gândit Absolut niciodată Ascultați Vorbitorincii Un podcast de Radu Paraschivescu Și Cătălin Striblea Salutare, bine ați revenit la Vorbitorincii. Ei doi o să râdă. N-am ce să zic. Asta e situația, dar noi înregistrăm începutul la coadă pentru că primele trei minute lipsesc. Asta atât am da. voie să zic. No, am greșit eu. Dar am apucat să zic... Numai că cine repet... nu muncește. Nu greșește, vă rog amândoi da. să mă iertați. Da. Uh, și -mi și nu mi-e clar dacă am început. Nu <gătă> tu și, început, da. și geacă cu Arsenal, de sunt circunstanțe. Uh, o să reau -o, o idee pe care am spus-o. Uh, Invitata noastră este superbă. Da. Ea Eu trebuie P să fiu de acord cu asta? Nu. N-ai fost prima dată de acord, nu, nu. deci nu da. poți da. să fii a doua okay. oară de acord. Îmi păstrez părerea. Da. Îți păstrez da. părerea. Consecnt, a vină, zis să... că am exagerat și da. uh, am invitat-o pe Mel. Mel. Așa îi spunem da. cei care ne cunoaștem de 20 de ani. Mulțumesc. Dar să știi și că, că și cei care mă cunosc de 10 minute tot mel îmi spun. Tot mel, da? da. Și uh, asta e ideea. Bine ai venit la noi, uh, Melania Medeleanu. Ce bine că v-am găsit. <laughs> ai văzut că i-am spus numele da. Melaniei, că altfel o să mă cerți că nu nu-i zic numele. Și să că e mare bucurie că te vedem, că te revedem. Și că apucăm să schimbăm câteva vorbe la început de an, pentru că sper eu, într-un fel, că foarte multă lume ți se va alătura. Să știi că e mare onoare să fiu aici, în prezența acestor doi uh, gentlemen. Așa a zis când am sunat o da, păi are chiar ceva e, parodic no... formularea da, da, da. că noi doi gentlemen. Da, nu suntem domnilor eu chiar cred despre da? dumneavoastră Acum. că sunteți niște gentlemen Bom, și mă bucur mulțumesc. să fiu alături de dumneavoastră. Așa. Ok, așa să fie. Să atunci. Ne fie de nu bine. ne putem opune complimentelor. Da. da. Da, eu am încercat și. Da, da. La <laughs> <Okay. laughs> mine e no, mai simplu. No, da, chiar merită, și o să vedeți astăzi că merită o grămadă de complimente mm -hmm. el pentru tot ceea ce. Știi faci. care e riscul? Da. Și de ce cumva, nu neapărat că mă opun complimentelor, dar cumva aș vrea să fie moderate. Pentru că există treaba asta cu îngerul cu zâna, zâna bună, mm -hmm. știi? Ori eu nu vreau ca oamenii să mă pună vreodată în această categorie, pentru că asta vine la pachet cu niște pretenții înfiorătoare. Nu-mi trebuie piedestal, statuile, morții au piedestal, eu mai am un pic de treabă pe aici. Okay. Da. Mel îți spune toată lumea? Da, și copiii îmi spun tot mel. Și ți-a spus prima dată cine? Ei, nu mai știu cine mi-a zis prima dată, da. Mel, dar cred că undeva în liceu a fost prima menționare a felului acestuia mm -hmm. de a mi se spune. În școala generală mi se spunea Mela și colegii de generală cu care mă mai întâlnesc din când în când îmi spun în continuare Mela, dar liceu. Iar Melania vine de la. De la stai așa că da. sunt mai multe direcții ale aceleași întrebări deci, Melania da. vine de la Melanos care înseamnă negru da. sau Melania de unde da, s-au da, gândit da. ai mei să-mi dea acest nume de la actrița Melania Cârje, pe care din păcate nu am da. cunoscut-o eu n-am cunoscut-o personal dar am da. văzut-o jucând, cred că la teatru mic cred, dar nu mai sunt sigur, am văzut-o în multe programe TV știu că a fost salvat la tremur. așa era povestea cel puțin de un coleg de breaslă, cred, iarăși cred, sunt atâția ani de atunci, 40 cât, 5-6 stătea prin centru pe la casata sau pe la scala și mi se pare că a fost scoasă de acolo din apartament de un coleg de, de breaslă. Dar am văzut-o de multe ori pe Melania Cârje. O dată de două ori am fost și la teatru cu ei mei și am văzut-o niște piese, nu mai țin minte în care, dar de cele mai multe ori la televizor și de câteva ori și, la, și în filme. Te-a vrăjit, citatură. da? Nu pot să spun că m-a vrăjit. Eu Spune aveam, că te-a vrăjit. Zi, de drept. Da, că m, -a da. Bine, nu, m a vrăjit. Era frumoasă. Era frumoasă. Era frumoasă. Era, frumoasă. era Adică încerc să-mi dau seama distinsă. de ce mama mea s-a gândit da. la ea, știi? Da, era o apariție delicată okay. și distinsă. aveam și actrițe care mă vrăjau pe mine cel de atunci, din... 18 era, era ani, 15 era da. eram adolescent, Mariela Petrescu, mi s-a părut ceva fabulos, lumea nu mai știe de ea. Să așa. mă uit eu acum. Te rog te uit. Deci era frumoasă camelania. Era, da? era, era. Era așa, avea avea. Era delicată orte, ca era. ea însăși. Da. Așa. <laughs> da. Pe Mel am rugat-o să vină uh, pentru cele două direcții ale vieții. Mm. Pentru televiziune și pentru lucrurile magice, ar spune unii, sau de bine, pe care le face... Puteam să adăugăm încă o latură da. că, da. Uh, uite, zilele, nu, chiar zilele acum vreo câteva săptămâni, am primit un telefon de la uh, o doamnă cu care am lucrat, de la o agenție cu care am lucrat în trecut, și m-a sunat și mi-a spus, auzi, Mel, tu mai ții, pe vremuri ținei media training-uri și cursuri de public speaking, mai ții lucruri de genul ăsta? Și mi-am dat seama că vorbesc atât de mult despre proiectele sociale în care sunt implicată, încât, știi, sunt hmm. ca cizmarul care n are flecuri, da? nu mai vorbesc niciodată despre ce fac eu în, reali hmm. nu în realitate, ci în. Um, ca meserie, da, știi? Da, Profesional Dar eu știu Când? că am văzut o reclamă cu tine pe Facebook deci Da, dar zis, ca... ca să vezi că de varză sunt um, La un moment dat nu mai rulau anunțurile Despre cursurile de dicție și de public speaking Și a fost ușor, nedumerită um, Nu mai erau bani pe card Dar eu nici măcar nu știu să setez un, un anunț Deci sunt da. complet varză Dacă n-ar fi oamenii care să vorbească din gură în gură Despre cursurile astea N-aș avea clienții. Mama lui Magic, cum mi s-a spus. Mm -hmm. Da, de fapt mm -hmm. sunt mama lui Magic. E ce frumos sună treaba asta. Mm, îmi place definiția asta, o păstrăm. Da, a fost a fost un proiect pe care l-am făcut cu multă bucurie și care și mie mi-a schimbat viața, așa cum a schimbat viața foarte multor oameni. Și mă bucur că, uite, el există și astăzi, la atâția ani de când eu nu mai coordonez acest proiect și am luat-o de la capăt cu, cu un alt proiect social care se numește Zi de Bine, dar din nou mă uit în spate cu multă recunoștință pentru proiectul ăla și pentru atâția oameni care ne-au dat încrederea lor. Da. Acolo ne-ai spus câteva dintre poveștile copiilor care au venit în momentul acela și am rămas așa, știi, că rămâi multe zile pe, pe gânduri. Mm -hmm. Și plecând de la condiția lor, povesteai la un moment dat că unii dintre ei nu veniseră cu cu haine, sau că nu erau pregătiți mm. pentru viața de tabără de, de șapte zile, pă, că ai trăit tot felul de lucruri din astea mici pe care noi nici nu le gândim. E drept, era chiar primul an de tabără, dacă mi-aduc aminte bine, când în a treia, a patra zi am cerut unuia dintre copii să-mi dea din bagaj gengelin intimă să-i să schimbe mm. și mi-a zis, păi nu mai am. E cu câți ai venit de acasă? Cu toți! Și el a fost așa un moment în care ți-ai dat seama că tu te concentrai foarte tare pe pe condiția lor medicală dar de fapt în spate mai erau multe multe alte um, nu știu dacă să le spun neapărat traume dar multe alte probleme care se cereau rezolvate și pornind de la o tabără, că asta a fost la în început Magic o simplă tabără, nu știu dacă simplă e cuvântul, dar o tabără um, am identificat mult mai multe nevoi și uite, astăzi Magic face cu mult mai mult decât bucuria adusă copiilor, se ocupă de, de nevoile copiilor și ale părinților prin Magic Box colete lunare care pleacă spre, spre familii sau prin Magic Home refugiul părinților, părinții care vin cu copiii la, la spital și trebuie să treacă destul de mult timp acolo Dacă tu ai luat parte și la construcția lui Magic Home uh -huh. și uh, da, păi asta trebuie să spui că multă lume nu întrevede lucrurile astea uh, uh, statul lângă patul de spital uh, și tu mi-ai povestit atunci foarte multe lucruri și mi-ai spus, băi, este îngrozitor că nu te gândești. Statul lângă patul de spital când Al... tu ești părinte. Când tu ești părinte, Nu când dacă... ești copil și stai da. la căpătuiul unui octogenar. Când ești părinte și stai la capătul unui copil. Eu cred că mi se pare de trei ori mai mare drama. E cumplit și din fericire, de când sunt mamă, nu am avut ocazia să, să stau o perioadă îndelungată de timp în spital alături de copilul meu, dar am avut câteva experiențe de mers la spital și într-adevăr îți tăi inima, dar cu atât mai mult în cazul unui astfel de diagnostic, nu e o viroză, nu e ceva ce trece în câteva zile, sunt zile, săptămâni sau luni, uneori din păcate chiar ani de zile în care un părinte trebuie să, să stea acolo lângă patul de spital și nu poți să nu te Întreb la un moment dat unde mănâncă acest părinte, unde se odihnește, unde plânge. Așa că Magic Home a fost salvator pentru foarte mulți dintre acești părinți, pentru că foarte aproape de spitalul oncologic au șansa să stea într-o casă de om în care să, să poată să vorbească cu alți oameni care trec prin aceeași experiență, să poată să se hrănească, să se odihnească și, de ce toate astea, asigur, dincolo de nevoia lui de om, dar să se poată întoarce cu zâmbetul pe buze către copilul său și să-l continue să-l încurajeze. Și asta contează foarte mult. Există o zonă de intersecție cu uh, Oana Gheorgheu și Carmen Uscatu, există o zonă de intersecție și cu Alex Dima. Iar zona asta de intersecție poartă, după părerea mea, numele de grația binelui. Există așa ceva, grația binelui, pe care îl fac niște oameni cum e Mel, cum e Alex, cum sunt Oana și, și Carmen, um, care cred că pleacă la drum și cu ideea că dacă tu crezi suficient de mult în povestea asta, lucrurile vor merge. Pentru că, din punctul meu de vedere, mai e și, uh, mai e și versantul celălalt, al scepticului al omului adică. care spune da, nu o să meargă, eu vreau să fac neapărat povestea asta, dar nu o să meargă, o să mi se pună tălpi o să am de gestionat o relație cu statul, care o să fie spinoasă o să am mai știu eu ce uh, o să fie birocrație, o să fie una, o să fie alta și nu-mi dau seama cum ești mobilat uh, psihic pentru o asemenea întâlnire, adică ai avut dubii când ai, când ai pornit la drum cu toate proiectele, și cu zi de bine și cu magic înainte ar fi aproape nefiresc să nu ai dubii în astfel de momente. Adică atunci când ai de face cu viețile oamenilor, trebuie să te întrebi de fiecare dată. Să nu care le cumva să, să greșesc mai mult. Să nu cumva ca unul dintre gesturile pe care eu le fac sau lucrurile pe care eu le spun să, să interfereze cu, cu drama omului și să faci mai mult rău. Deci, dubiu. Repet, ar fi nefiresc să nu ai. Pe de altă parte, nici nu poți să nu te gândești, dar dacă e ceva ce mie îmi stă în putere, ceva ce eu pot să fac, stau deoparte? Am voie să fac asta? Mulți stau deoparte, să știi. Cei mai mulți stau deoparte. Nu n-am să-i judec niciodată. Nu, dar spun așa că statistic. Da, e ești, ok, ești fiecare și-a de și decizia da, potrivită e, propriei vieți. E pentru e mine da. asta a fost potrivit. Mm -hmm. Când se întâmplă switch-ul ăsta sau în ce situație se întâmplă? Și să știi că și eu m-am întrebat nu odată, pentru că de multe ori oamenii îmi spun, mă, dar ai trecut printr-o experiență de genul ăsta? Ți s-a întâmplat da. o astfel de dramă? de Ai putut să empatizezi atât de bine? Și nu, răspunsul meu este nu. Din fericire, viața m-a ținut, nu neapărat în puf, dar mi-a dat suficient spațiu să, să, să respir. N-am trecut prin asta, dar asta nu înseamnă din nou că faptul că n-ai fost acolo, sigur, dacă ai fost acolo, cu atât mai mult probabil că vei putea empatiza cu, cu oamenii care trec printr-o astfel de situație. Dar dacă n-ai fost, nu înseamnă că nu poți să faci ceva. Și câtă vreme, repet, e în puterea noastră, nu văd de ce n-am face. Mi-aduc aminte de un politician care al, era întrebat de, la un moment dat, despre o, o treabă nasoală pe care o făcuse. Și, dar de ce, ai, de ce ați făcut așa? De ce ați procedat așa? Și el a răspuns simplu, pentru că pot. Mm -hmm. Dar da, cu aroganța pe timp, da, aia, da, știi? Pe domn, da. Nici da. Nu, nu mai nu. știu cine Uite, Memoria mea pur și pot simplu șterge, șterge uh, lucruri. Pentru că putem. A, da, 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 da. Ceva da. de genul ăsta. Poate n-a fost da. singurul care a da, putut, poate că ar fi fost da, un, da. un slogan. E, e un simptom. Eu cred da. că e ceva repetitiv da, în cazul multor politicieni. Da. Și atunci mă întreb, da, bun, rămân aici pentru că pot să fac chestii nasoale? Dar ce-ar fi să facem un switch? Hai să... Pentru că pot să fac lucruri bune, hai să le fac. Da, uite, acum vreau să mai înțeleg un lucru. Astăzi, sigur, tu ești o persoană publică, ai fost om de televiziune. Uh, și acum ești uh, oiengist, nu? Ăsta este termenul, nu? cum, cum să-i zic? Nah, sună peiorativă. Pe o, pe de multe ori fost, spus Pentru că a fost pe făcut peiorativ de niște oameni care nu au trecut nah, prin toate dramele știu. prin care asta. Deci, cum să-i zicem? Deci, cariera ta astăzi este de... că încerc să caut un termen și pe o să vezi de ce... Uh, să știi că dacă vorbim despre carieră, da. despre profesie, eu da. sunt comunicator. Eu nu iau bani din ONG. Sunt un okay. simplu voluntar al ong urilor pe care le-am fondat și le coordonez. Ok, deci nu trăiești din treaba. Absolut asta? deloc, niciun asta salariu nu iau de la ONG, deși cred că e un exemplu prost. Ar trebui să și fie plătiți oamenii asta se din ONG. În general, în ONG, uri nu, adică știu mm. ONG-uri, unde oamenii au carieră. Iau așa salarii, e, așa iau e un... foarte firesc să se da. întâmple. Da. Eu nu, nu înțeleg niciodată de ce există această pretenție din partea foarte multor oameni ca cei care lucrează în ONG să fie plătiți și eventual foarte prost. Pentru că dacă și-au ales treaba asta, munca asta, se presupune că nu se așteaptă să câștige bani, că da, e vorba că doar de... de... Îngeri, da. Da, 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 da. Nu, nu în principiu, în ONG-uri lucrează oameni Îngerii sunt un pic știi, după ce da. trecem un prag. Deci, <laughs> te întrebam asta pentru că Ăsta e, e o carieră sau un model de carieră, uite, când se uită un copil, da? noi nu avem, poate de-abia în ăștia să construiește faza asta cu voluntariatul, da? mm. cum învață puștul meu să participe la tot felul de chestiuni de voluntariat. Generația mea nu a avut niciun fel chestiunea asta cu voluntariatul, habar nu ne Poate pentru nimeni. că munca voluntară era da? asociată cu muncă patriotică, patriotică. numai Aia. voluntară da. nu era. da, da. da. Ba în Precambrian, când am făcut eu școala, da? nu se spuneam încă voluntară. Cuvântul voluntar era folosit rar. Patriotic, patriotic, patriotic da. Patriotic, patriotic. patriotic, da, pentru că voluntar implica opțiune. Uh -huh. Adică poți să nu vii. E voluntar, <laughs> e opțional. Patriotic, nu, patriotic era able, by default. Adică și era de neconceput să fii și elev în comunism să nu fii patriot. Cum adică? Asta te întreb, adică dacă o să uită un copil așa la viitor, un licean sau un student, da, și zice, băi, eu aș vrea să lucrez în domeniul ăsta. Și de acasă sentimentul meu este că îi să vă spui, bă, asta nu e chiar o meserie. O trăiești. Meserie. Și din ce o să trăiești. Da, da. Mm -hmm. mai vii și tu acum, da. aș spui că nu bani. a spus da. mi Mircea Bani, niciodată a trecut, da. ce de cântat, toți cântat, toți, ce, lucri. lucruri? lucri. Da, da, dar da. nu, da. nu, da. nu da. poți să ajut și tu după program, dar ce lucruri? Da. 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 Asta e ideea. Acum vii și le spui, păi, stați, că eu Bine, nu iau, nici nu iau bani, știi? Da, dar, din nou, vă rog să nu mă da. luați pe mine drept exemplu. E da. un exemplu prost. În principiu, oamenii din ONG ar trebui să fie plătiți mm -hmm. bine. Și când spun bine, dacă ai pretenția de la un om care lucrează într-o corporație sau într-un SRL nu contează unde. Ai pretenția că el să nu numai să-ți vină la program, dar să-ți facă o treabă foarte bună și ești foarte conștient de faptul că dacă îți face treabă foarte bună, nu, trebuie să-l plătești bine pentru că altfel o să-ți plece în altă parte, nu? La ONG de ce n-ar fi la fel? Cu atât mai mult cu cât în cazul unor oameni care, care lucrează cu oameni în nevoie, cu atât mai mult ești nu la program, e o, e o, cum să zic, o misiune personală pentru un om care se angajează în ONG, el nu are ora 5 să terminat programul, plec acasă, cum să zic, dacă mă sună un om sâmbătă și îmi spune am nevoie urgent de un medicament pentru copilul meu, eu nu mă uit la și nu-i spun omului ăla, tu nu e sâmbătă, așteaptă și tu până luni. Nu fac niciodată asta, nu? Adică eu nu fac, da, nu înseamnă zi, că nu zi, se da. face. Deci da. cu atât mai mult omolat din ONG stă peste program, cu mult mai mult decât alții. De deci ce n-ar merita să fie foarte bine plătit? Că mai, mai e ceva, uite, mă duc mai departe. ONG-urile, într-o lume ideală, n-ar exista. nu e așa? Pentru că statul face deja toată treaba. ONG-urile ce fac este că... Pun o cărămidă acolo unde statul n-a fost în stare, nu? Reușesc să, să, să bandajeze acolo unde statul n-a fost în stare. Deci fac o muncă absolut utilă societății. De mă ce n-ar merita să fie foarte bine plătiți acești da. oameni? Nu, nu, n-am zis. Tocmai asta încerc să le transmit oamenilor ideea că... Da. Bă, Poate nu e o îndenitate o... faptul că te afli într-un ONG exact. că mulți, nu mulți, dar unii au percepția asta. ONG e ceva, nu frivol dar de nivel superficial, care nu presupune o mare investiție nici de timp, nici de creier, ceea ce este perfect fals. Îi că invit știm... pe oamenii aceștia da, să vină da, să facă știu, voluntariat. Mă bucur că mai există oameni care nu au noțiunea de weekend îmi crește inima când aud <găt> nu din răzbunare, dar pur și simplu A, Păi că... îi găsești mereu făcând ceva. Da, eu da, uh, da, da. am filmat uh, multe ONG-uri toamna trecută și sâmbete și duminici oamenii aia lucrau. Ba da. o pădurire, ba un Să știi ajută. că eu acum sunt A. aici la emisiune înregistrând cu voi, dar uh, în momentul acesta, la niciun kilometru distanță de aici, unde este centrul comunitar, zi de bine, colega mea Luciana și cu oamenii din echipă gestionează vreo... Cred că sunt vreo 50 de oameni în centru în momentul acesta. Ce faceți? Ucraineni care. Trebuie să ne despre asta. Oh, de când da, da. am deschis centrul comunitar, zi de bine ne tot uităm la grupul de telegram în care au început să se strângă acești oameni și erau 12 oameni la început și acum suntem la 1000 de oameni. 1000 de oameni care vin în fiecare săptămână la centrul comunitar și învață limba română, învață limba engleză sau fac yoga sau fac evenimente culturale, tot felul de, de lucruri care le sunt care fac să se simtă o comunitate, pentru că să ne înțelegem, nu vin în România pentru că își doreau nespus să emigreze în România, ci pentru că asta este casa lor în acest moment. Ori acești oameni să-i vezi că îi știu din ziua 1, să-i fi văzut când au intrat pentru prima dată în centru întrebând despre drepturile lor și cu, cu privirea în jos și nu aveau neapărat curajul să spună spună mult, să vorbească mult și să-i vezi acum cum își aruncă geanta și zic, noi ce facem astăzi la centru comunitar? da am o idee, aș vrea să fac... La început le tot spuneam, ce vă trebuie? Hai să, ne, hai să pornim de la nevoia voastră, dar nu, nu veneau cu, cu nimic concret, că pur și simplu nu Singura lor nevoie era de securitate, știi? Și atunci venem și le propuneam: Hai să facem asta, hai să facem atelierul ăsta. Ori acum, aproape că noi nu mai venim cu propunere, pentru că vin ei cu propuneri. Și să-i vezi la Arts and Crafts câte 50 de adolescenți, sau um, duminica trecută, în povestea Luciana, că noi avem un spațiu unde încap 50 de persoane în picioare, în principiu. La yoga erau atât de multe saltele, că se întindeau și pe hol. Știi? E foarte fain faptul că oamenii ăștia au simțit că ăsta este locul lor acum. Știi? Există o medie de vârstă? Nu, nu, nu. Avem nu. copii foarte mici okay. și adevărul e că la început noi le tot propuneam, dar uite, vezi că nu te gândești la lucrurile astea de la bun început. Le propuneam tot felul de ateliere și au zis, cum, cum ar fi limba engleză mm. să zicem, că se pregăteau să plece în altă parte și atunci limba engleză le era necesară. <laughs> și ne-am trezit cu nu știu, 20 de femei uh -huh. și 30 de copii. Cu cine să-și lase copiii? Că nu aveau cu cine. Ok, stai așa, cum gestionăm noi cei trei? Ok, mamele sunt acolo, e regulă, dar ce facem cu 30 de copii de vârste diferite? A trebuit să angajăm o bună. Literalmente există o, o doamnă ucraineancă, stă cu copiii, de câte ori mamele sunt la diverse ateliere. Dar nu e suficient să tai cu copiii, că trebuie să-i îngrenezi în tot felul de activități. No, unii dintre ei merg la terapie, art-terapie, alții fac arts and crafts, deci cumva trebuie să găsim ocupații și pentru copii, nu numai pentru mame. Toate lucrurile astea așa... De unde vin ei, Melania? De peste tot din Ucraina. Și continuă să vină, să credeți. Am zis ceva nasol? Am zis ceva greșit? Nu, dar mi-a ieșit. Situația oficială, da. Deci... Dar, pestește, nu, lui. profesorii de unde-i luați? Sunt ucraineni. Toți nu, profesorii. Cei care, mai învață, puțin, cei care învață engleză. Mai puțin, ah, și profesorul okay. de limba engleză este tot, tot o doamnă ah, okay. care preda limba engleză în Ucraina. Singurul profesor român, este profesorul de limba română care nu știu o boabă de ucraineană dar el okay. este, asta face, predă limba română pentru străini în România deci are o metodă, Nu am da, încercat da, da, da. la început cu, cu oameni din Republica Moldova care okay. vorbeau și limba rusă dar știi nu e suficient să știi o limbă, trebuie să știi și să o predai, să ai metodă, da, de metodă. S -a -s -a. și okay. de aia am apelat la Silviu okay. care e senzațional. Deci, ei au venit la început au venit chiar când am deschis centrul comunitar în 7 aprilie. Era puțin de la începerea războiului, la început am, am, trimis împreună cu diversi parteneri alimente, medicamente, ce era nevoile alea de bază de la începutul războiului și mi-aduc aminte că într-una dintre zile când strângeam la un mol tot felul de ajutoare, a trecut o doamnă pe lângă noi, a văzut că facem acțiunea asta cu Ucraina, s-a întors și a zis, eu vreau să vă ajut vrei să ne ajuți? Era ucraineancă. Mm. Și pentru că noi pe cutii scriam pe măsură ce strângeam, aici sunt haine, aici sunt... Dar sigur că scriam în engleză că no. nu știam limba ucraineană, ea a stat și a, scris pe cutii. După care a zis, Katia o cheamă. Katia a zis, da... Hm, eu pot să fac mai multe de atât, nu pot să stau degeaba, deși are o situație, avea o situație financiară absolut rezonabilă, avea un studio de yoga în Odessa. Um, a vrut să, să facă un pic mai mult și am început să o trimitem. Am trimis-o întâi la graniță, apoi am trimis-o la gară, am trimis-o la aeroport. Și ce făcea Katia e că strângea lista de nevoi, că era mult mai ușor să interacționeze ea cu, 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 cu a ei, în mod evident. Cu ajutorul ei și al Svetlanei am deschis centrul comunitar. A pornit de la 12 oameni care pur și simplu voiau să afle dacă pentru cât timp pot să stea în România ce fel de, acte au, de ce fel de acte au nevoie cum pot să plece în altă țară tot felul de întrebări din astea tehnice și la început centru pentru asta era deschis pentru a, a afla despre drepturile lor dar ușor ușor era clar că simțeau nevoia să se conecteze mai mult și le trebuia un spațiu în care să se întâmple asta, să, să creezi o comunitate. Și au venit atât de mulți, vă spuneam chiar, chiar astăzi, mă uitam cu Luciana, că acest grup a ajuns la o mie de oameni și continuă să vină, continuă să vină. Iar Katia, care ne-a ajutat la deschiderea centrului, e astăzi în America, Svetlana, care în Ucraina făcea acoperișuri de casă, S-a întors într-o zi, i-a coordonat centrul comunitar și ne-a zis, să mă duc, mă duc până la Kiev. Ok, du-te, da, te rog, întoarce-te repede, că nu e, nu e safe pentru tine acolo. Mă duc pentru o săptămână. Catia, Svetlana nu s-a mai întors cu noi, dar din când în când ne, ne, scrie. Și la un moment dat, unul dintre lucrurile care ne ne povestea ce e acolo, ce e pe străzile Chievului și a zis, deocamdată pare în regulă, adică nu se aud tot timpul raiduri, dar știi ce e nefiresc? Nu se aud voci de copii. E liniște. Tot timpul e liniște. Ăsta e cel mai nefiresc lucru pe care îl resimțea ea, știi? Că familiile cu copii se cam doseseră. Da. Și acum îi vezi, îi vezi cum M au înflorit, știi? Au soți pe front, frați, copii. Unii dintre ei, da, au frați, au soți, unii dintre soți sunt marinari, deci oricum nu sunt cu ele, le e dor și îi vezi, din când în când se întorc acasă și tot timpul îi rugăm să ne anunțe de câte ori pleacă, să, să știm de ei, să știm, să știm de ei și suntem în contact permanent pleacă, se întorc și sunt tot felul de drame. Unul dintre lucrurile cele mai complicate pe care a trebuit să le gestionăm a fost un, un deces. Profesoarea noastră de dans, Maria, i-a murit bunica și înainte de a muri, bunica i-a spus foarte clar că vrea să fie înmormântată acasă. Iar acasă nu e România, știi? Toate lucrurile astea. Dar nu ne, nu ne așteptam niciodată ca lucrând în ONG să trebuiască să gestionăm astfel de lucruri, știi? Dar până la urmă, moartea e parte din viață, așa cum e ea acum, așa cum arată ea pentru ei, pentru ucraineni și tot ce poți să faci e nici o secundă să pretinzi că înțelegi ce li se întâmplă, că nu înțelegi cu adevărat așa ceva, doar să fie acolo, că până la urmă de asta au nevoie, să știe că cineva e acolo pentru ei și vă zic, de câte ori mai intru, cumva Luciana se ocupă mai mult de centru comunitar decât mă ocup eu, dar mai intru pe grupul de Telegram și de câte ori văd comentariile lor de, de atâta recunoștință e acolo, știi, atâta uite, voi ați făcut din locul ăsta pentru noi acasă, știi? Și sigur că e departe de a fi acasă, dar faptul că se simt în siguranță ne face pe noi să ne gândim că ne-am făcut treaba, știi? Mai au case? Adică... Unii, da, alții, nu. Ah. Inclusiv Katia, la un moment dat, avea camere de luat vederi în studioul ei de yoga și din București, la un moment dat, am văzut-o că era cu ochii mari și ce s-a întâmplat, Katia, ce s-a întâmplat? se uita pe camere cum treceau oameni prin casă ei. Da, că nu e nimeni să o da. Nu e nimeni să Trebuie să fie devastator. Da. <laughs> Asta era gestul da. tău. Da. Da, 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 da. Și în afară de ucraineni. Ce se mai întâmplă acolo mm -hmm. la zi de, bine. zi de bine? are un mic joc acolo, e și substantiv Dar și pe tine te-am hărțuit, pe nu știi? Mine? Da, nu știu. Da. Mă bucur că nu-ți nu aduce aminte, îți am mulțumesc. <laughs> spune <-mi, laughs> că poate cine știe, am fost măgar. Așa cum, nu, da, -ai da, fost, nu da, ai nu, fost, ai, ai fost absolut rezonabil. Dacă e cineva da. care a fost măgăriță, mai degrabă zi eu. Da, e, da. Zi de bine a pornit de la faptul că foarte, foarte multă lume îmi spunea Vreau și eu să mă implic, dar n-am foarte mult timp la dispoziție și nici no. bani n-aș avea prea mult, dar simt nevoia să fac ceva. Și atunci m-am gândit, dă, când suntem noi generoși, când facem cinste, de ziua de naște. De ziua de naște nu, no. Fă cinste cu o faptă bună. Ce-ar fi să transform ziua ta într-o zi de bine? O zi în no. care, dacă tu în loc să, le, să accepti cadourile no. prietenilor tăi, pe care de multe ori să fim serioși, le cam pui într-un colț și acolo rămân, ce-ar no. fi no. să le spui. Eu mai am o teorie cu cadourile, dar spune, spune. Asta e cea pe care am experimentat-o eu, să le spui acestor oameni. Uite, dacă avei vreun gând să-mi cumperi un cadou, nu da banii pe nimic, dar banii aia pe care îi pusesești de deoparte pentru mine, pune-i în contul meu de fundraiser și dacă sunt 10 prieteni și fiecare dă, nu știu, 100 de lei, se strâng niște bani cu care pot să fac o faptă bună. Și dacă sunt, nu știu, 30 de donatori într-o într lună, deja se strânge o sumă consistentă. Și mi-aduc aminte că ce făceam la începutul lui Zi de Bine este că le scriam tuturor oamenilor de pe Facebook, îi cunoșteam, nu îi cunoșteam, nu avea nicio importanță, știi că se afișează ziua de naștere a omului. Da a bun Andrei, nu ne cunoaștem, dar este ziua ta la mulți ani să fii sănătos nu vrei să faci tu o faptă bună de ziua ta așa mi s-a întâmplat și cu domnul ăla aici de față i-am scris un mesaj Dumnezeu. și el mi-a zis că era în vacanță și săracul mă refuzat cât a putut el de politicos dar eu tot insistam și mi le-am imaginat, da. îți spun ce era în mintea nu, mea da era August eram în vacanță el e mereu în da. vacanță de ziua da, lui, pot da, da, să-ți da, zic da, și da, da, unde da. e da, da. da în, este în, vă ăsta. în mintea mea da. mi-l imaginam pe Radu, nu știu dacă aveam să nu dreptate, dar așa a funcționat mm. imaginația, îmi spunea că e într-o călătorie, într-un mijloc de transport în comun și că este complicat să vorbească și mi-l imaginam într-un autobuz din ăla indian, știi, stând așa și cu toate căzând pe el și cu el cu telefonul da, da să-mi scrie da, mie. Da, da. În mijloc da. de transport în comun, pe sigur era, că nu... Da, într-un mijloc de transport sunt, dar mai mult în București, recunosc. Dar, de fapt, și pe afară dacă stau. Erai, merg cu trenul, merg cu autocarul. Dacă fapt. erai în cele două destinații ale tale mm. Eram într dintre da. ele, da. Da, da, da. Dar chiar nu, dacă era august, n-a fost păcăleală. Chiar eram, Să știi că da. eu te-am crezut. Da, o, nu, chiar eu, că... așa, nu știu anul ăsta, s-ar putea anul ăsta să-mi schimb obiceiurile de vacanță, așa că da, pot să la tine, mai dai, da? Să... da Cumva mi s-a părut că am hărțuit cam mult oameni, <laughs> știi, un da. an de zile în fiecare lună să, să da, cer așa. Mișto, asta era prima conotație a da, lui okay. zi de bine. Da, auzi? Da. Stai un pic, dar zi acum oamenilor că ne ascultă mult și stai în momentul potrivit. Da. Zi acolo unde te caută, cum oh, se poate dona, zic. ce se întâmplă. că. Acum, e cât vă uitați, 2 euro pe telefon, știți cum, <laughs> și lăsați acolo 2 euro, nu e mare lucru. Nici o cutie de lapte, nu e Exact Așa și îți faci curent și să ocupă de acolo companiile uh -huh. între ele și e mare lucru să știți. Zidebine.ro e foarte simplu da? de ținut de minte simt. și oamenii se pot implica în foarte multe feluri, de la uh, aș dona ziua de naștere și avem uh -huh. pentru fiecare lună câte o cauză, avem 12 cauze într-un uh -huh. an, anul trecut am avut chiar 24, simțim noi că putem să facem mai mult, um, în fiecare lună e un proiect și ce promitem noi este că până la sfârșitul lunii în care tu ești născut, proiectul e gata. Oh. Da. Și astfel am făcut aproape 50 de proiecte până în momentul acesta și în fiecare lună a fost mm -hmm. gata mm -hmm. câte un proiect, iată, anul trecut chiar Eu tot. Eu știu măcar unul dintre ele, cel cu camerele de audiere de la Parchet. Mm -hmm. Na, cu violența? Dacă... Vrei să-ți despre da, da, el. Da, da, mm -hmm. da, zine. Fuh, un proiect îngrozitor de necesar. O știi pe Mihaela Kipăr că ne-a fost colegă, da? Da, știu foarte bine. Era reporter da. pe, pe justiție. Și într-o zi m-am întâlnit cu ea, mi-aduc aminte și astăzi și unde eram, mi-a spus, sunt în București și hai să ne întâlnim, să povestim. Și eu eram, foai, nu te-am mai văzut de atât de multă vreme să-mi povestești despre copiii tăi, despre ce ai mai făcut. Și mi-a început să povestească așa cu mult entuziasm despre copiii victime ale infracțiunilor sexuale și cu atâta um, frenezie și cu atâta patimă în povestea despre asta, încât și trebuie să o cunoașteți pe Mihaela. Mihala, când începe să vorbească despre asta, e ca și cum mi-ai despre IT, nu înțeleg nimic nici Deci e într-o limbă complet necunoscută. Și am zis, stop, stop oprește-te aici, că oricum nu înțeleg ce mi spui. spune -mi, ca și cum aș fi un copil de 10 ani și explicăm care e problema. Și mi-a explicat, păi uite, problema e așa, că în momentul ăsta copiii victime ale agresiunilor sexuale se duc întâi la poliție, dacă polițistul îi sperie vreun pic, după aia își retragă toată plângerea și se închide cazul, după aceea sunt trimiși la INML, dar să vezi audierile, copilul e audiat și de poliții, și de DGSPC, și de uh, avocat, și de procuror, și de uh, judecător. Deci copilul ăsta este traumatizat și retraumatizat cu fiecare astfel de interogare. În plus, memoria lui începe ușor, ușor să încurce lucruri. Dacă tu mă chem peste încă doi ani să-ți povestești ce mi s-a întâmplat, odată că mă retraumatizez și doi, s-ar putea ca acuratețea informațiilor să nu mai fie aceeași. Și am întrebat, Miha, Și exact asta să devină un reproș. Exact. Păi data trecută spus altceva. Exact, știi cât de multe da. cazuri nu ajungeau în instanță din cauza asta. Și am întrebat, dar care e soluția, Mihela? Și soluția e o cameră de audiere. Ce, ce N-am auzit niciodată conceptul ăsta. O cameră de audiere este o cameră împărțită în două, despărțită printr-un geam unidirecțional. Într-o parte, camera este amenajată pentru copil, într-un spațiu prietenos. Sunt camere de luat vederi în încăpere și microfoane. Copilul este audiat de un psiholog sau de cineva specializat în astfel de audieri, care are o cască în ureche. De partea cealaltă a geamului sunt toți aceia care au de aflat adevărul: că sunt procurori, că sunt avocați, că e polițist, oricine vrea să pună o întrebare, îi pune persoanei specializate în cască, această persoană o reformulează pe înțelesul copilului, audierea este înregistrată și dacă vrei să mai auzi o dată, dai play. Și eu am întrebat-o femeie, ah, este ăsta e un proiect senzațional, uite, se potrivește și cu. cu ce fel de proiect am susține noi unde nu există în țara asta ca să facem. Și am zis: "Păi există okay. una singură." Da. Da, la București, în București. Da, la București. Da. Am fost cu una singură. Hai să facem trei. Hai să facem trei dintr-o lovitură. Am făcut trei după care au început telefoanele. Oameni care ne sunau și sau ne scriau și ne spuneau: "Veniți și la noi. Veniți și acolo, și acolo, și acolo, și acolo pentru că realizaseră că de fapt e ceva." Posibil! Adică să fim serioși, o cameră pe care o împarți în două, îi pui da. niște instrumente, cât de complicat poate să fie, nu? Nu are cum să fie extraordinar de complicat, nu? Și ne-am am, ne -am întors la Ministerul Public și am zis, dați-ne, toate spațiile pe care le aveți disponibile, le facem. facem peste tot Din fericire, Ministerul Public a reacționat într-un alt fel, a aplicat pentru fonduri norvegiene și au obținut aceste fonduri, așa încât să facă în toată țara. Asta e schimbare sistemică, Hai știi? Să, să zic eu o fază, apropo de Mihaela. De Anul acesta am revăzut-o după foarte mulți ani, deci din după 10 ani mai precis, nu? Pe când eram la realitatea și am văzut, așa, două, două doamne. Mul zis că ea e foarte tânără și mai era cu o doamnă care părea și mai tânără decât ea pe hol la Europa, știi? Dar stăteau pe hol într-o secțiune unde uh, noi nu primim invitații. Invitații de obicei când vin la noi, intră niște uh, săli de astea de ședință. Dar acolo erau pe hol, păreau că așteaptă pe cineva. Și m-am uitat și zic, da, eu pe fata asta o știu de undeva. Deci nu vă sunt de 10 ani. Și zic, o știu de undeva, dau bună seara, că zic, așa știi, să nu... Dau bună seara, trec mai departe, mă întorc, ea să uită la mine și zice, nu mai ții minte. Zic, nu mai ți minte, îmi pare rău, zice, ah, gata, ne facem renodăm. Alături de ea, doamna respectivă era, doamna procuror de la Constanța, hmm. îmi scapă numele acum, dar care, lunile trecute, a întors un caz de uh, uh, abuz sexual asupra unei fete adolescente care a fost violată în la rând de partenerul mamei sale, de tatăl vitreg care a fost inițial audiată și a fost respins cazul și această doamnă procuror i-a spus acestei tinere vină că eu îți fac dreptate și fata i-a spus nu mai am încredere în voi și doamna procuror îi spune să știi că vom reuși, dacă o luăm încet, ișor, vom reuși. Și erau invitate la, emisiunea emisiune la unul dintre colegii mei să povestească despre această istorie absolut îngrozitoare și despre reușita procurorului în acest caz. Și atunci Mihaela mi-a spus un lucru tulburător, știi, printre altele și zice că eu am fost reporter de justiție toată viața mea. Și eu i-am crezut pe nenorociții ăștia, că mi-au rămas în cap vorbele ei, zice, eu cât eram reporter și mă duceam pe teren și luam, când erau cazuri din astea, mai ales cu fete și cu copii, eu stăteam de vorbă cu uh, poliția, cu procurorul și eu i-am crezut pe nenorociții ăștia în tot ce mi-au spus și îmi spuneau, nu, că fetele alea au făcut și ele ceva, știți cum e. Mm -hmm. Că așa se întâmplă. Și an, de vien, zile, da, 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 da. an de zile, da. ani de zile ziceam, am stat cu chestiunea asta în cap până când la un moment dat mi-am dat seama și am început să mă deștept și să văd dincolo de ceea ce mm -hmm. au făcut ei. Uh, și uh, atunci ea a făcut exact ăsta a fost momentul, apropo, de schimbare. Te întrebam la un moment dat. Ăsta a fost momentul în care mi-a spus ea, să a schimbat viața ei și a zis, bai, eu trebuie să fac ceva pentru copii sau în, în aceste cazuri absolut îngrozitoare pe care le-am întâlnit în, în cariera mm -hmm. mea. Uh, plecând de la un sentiment de, uh, de vinovăție, cred că a fost mm -hmm. la ea. După care, uh, sigur că ăsta e un semn că și nu numai că te maturizezi ca persoană și încep să înțelegi niște lucruri, dar te maturizezi mm -hmm. ca societate, știi? Pentru că de aici... Că toată chestiunea. Ne-ați că noi am continuat proiectul camerelor de audiere pentru minori, în ceea ce se numește Barnahus în străinătate. Am făcut primul centru integrat pentru investigarea abuzurilor împotriva minorilor. Ce se întâmpla până acum e, așa cum vă spuneam, un copil abuzat se duce întâi la poliție, la, la INML, în tot felul de, de locuri. Deci el trece da. prin traumă majoră, dincolo de trauma, trauma în sine. Ei bine, prin, prin acest centru. El se duce la acest centru, copilul, și toți specialiștii vin în jurul lui. Adică nu mă mai duc la inemele, vine NML-ul la mine. Există o cameră de investigare medicală cu un colposcop forenzic, asta este un instrument din asta care se sizează cele mai fine leziuni, știi, e singurul din România, de altfel există și cameră de audiere acolo, deci toată lumea ar să facă zid în jurul copilului și copilul să facă un singur drum și după aia pentru el să se termine toată nebunia asta. Am făcut primul astfel de centru din România în aprilie anul trecut. Deci munca Mihaele este și asociației VIS și este și Anca Mureșan acolo. Munca lor este absolut fantastic. Sigur că astea sunt doar niște încăperi dacă n-ar fi populate de oamenii potriviți, ar fi degeaba, și Asociația Vis face asta, caută, aduce specialiști care să antreneze oamenii de aici să știe cum să încheteze cât mai bine un astfel de caz. Eu ți-am zis că România se schimbă, tu și cu Alex Dima sunteți mai puțin optimiști, da? Eu ți-am zis. Eu sunt. Depinde cum mă evaluezi, depinde prin raportare la cine. Câteodată sunt de un optimism dezlănțuit, câteodată par sceptic. Prin raportare la alții. Nu, nu sunt un fatalist, nu sunt catastrofic. Um, a, revin un pic la ce a spus Melo. Da. Deci, psihologul are o cască uh -huh. în care preia întrebările. Nu există tehnică riscul să înțeleagă un pic greșit întrebarea. Adică, n-ar fi un pic mai simplu să se întâlnească înainte, să pună pe hârtie toate eu întrebările că, și să îi le plaseze psihologului? Eu cred că și asta se întâmplă. A, se întâmplă există da, o discuție asta. preliminară, da. Ah, da, da. Ok. Uh -huh. da, da. că altfel mă gândesc, nu știu. Da. Poate auzi greșit, poate... Deci ăsta e doar, doar unul. Ce ați mai e? Da, că mă mai da. sunt curios. Mm. Mai zine așa și noi ne mai oprim la ele. Deci tu faci da. câte unul din ăsta pe lună? Da, 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 da. A, și aici nu e limitativ? Adică nu simți nevoia... Să mai mult timp de o lună pentru o cauză? Nu, nu. Și de ce spun asta? Pentru că întotdeauna ne străduim, sau, mă rog, în cele mai multe cazuri, ne străduim să facem aceste proiecte în parteneriat cu un ONG okay. care duce lucrurile mai departe. Aha, aha, noi plecăm aha. de acolo. Ce facem aha. e că, de fapt, pentru o lună identificăm un ONG. În cazul Mihaele de pildă, chiar am obligat-o să-și înființeze un ONG. Asociația Vis nici măcar nu exista în momentul în care noi am avut această discuție inițială. Luăm un ONG mic. Și spunem, fie venim noi cu o idee, fie e un proiect al ONG-ului respectiv, fie e un domeniu care ne preocupă pe noi, găsim ONG-ul și ne întrebăm, dacă ai avea banii ăștia, 30, 35 de mii de euro, ce-i face cu ei? Uneori e uh, chipul ăla care zice, n-am avut niciodată atâția Am bani pentru un proiect, da, da. nici nu știu ce. Și atunci venim noi cu o idee... Și spunem, ok, uite, asta e, ăștia sunt banii. Noi facem un soi de mentorat, adică suntem cu voi pe traseul ăsta până când implementați acest proiect, comunicăm despre el, vorbim despre voi și despre munca voastră, aducem noi banii de la partenerii noștri, de la sponsorii noștri, cu condiția că odată ce noi am plecat de acolo, voi duceți proiectul mai departe. Și atunci, noi, pentru noi este, o permanentă provocare de la o lună la alta trecem la un alt proiect și uneori ne întoarcem și întrebăm, îi întrebăm unde a ajuns proiectul ăsta până unde l-ați oh, dus okay. Ia să vă. și e fantastic să vezi ce aripi prind ONG-urile astea oh, când, când, când li se suflă da, așa da, da, în, în pânze, știi? Da. Uite, de pildă unul dintre obiectivele noastre la zi de bine este să ne uităm acolo unde nu se uită foarte multă lume. Acum, chiar acum în luna ianuarie, facem un proiect cu prietenii de la Aras pe adicția la adolescenți. Păi așa, e așa. un subiect pe care îl scoatem la iveală când uh, sunt niște festivaluri. Adică la ce? La droguri? Da. La droguri. da. Asta e. La, la asta vechi, ne... Asta. Asta, Aduți aminte. De câte ori e câte un festival da. mai mare, subiectul, prim, prima știre din jurnal, asta ai e. Ai căzit. Filmul într-o zi mi-a recitat. Deci mi-a recitat, am și scris undeva. Acum nu mai țin minte că mă pregăteam pentru o emisiune pe subiectul ăsta la România în direct. Și filmul mi-a recitat o sumedenie de modalități și locuri da. de unde poți să obții tot felul de chestii pe care le-am și și ce a zis zi, zi ce vrei, ce vrei să știi. Să da. Mi-a zis așa și mi-a într-un limbaj de ăsta de Argo, mi-a spus cum se numește cu tare fiecare da, da, da. doză care poate fi luată. E îngrozitor. Adică punem mâna în foc pentru fiu că el nu trage, nu consumă da. sau. Cătălin, de face... asta e o poveste care se întâmplă în liceele din București din anii 90. Da, da. Proporția pe care a luat-o fenomenul este altă. îngrozitor. Da, da, da. Deci, gândiți-vă da, da, da. că 9 din 100 de adolescenți da. au recunoscut că sunt consumatori. Au recunoscut. Nu vorbesc despre cei care n-au recunoscut încă. Imaginează-ți că e o clasă care are, nu știu, 30 de elevi, da? Mm -hmm. În fiecare, 3, în, în trei clase sunt. Trei. E enorm e îngrozitor de mult dacă nu vorbim despre asta și dacă nu îi învățăm într-un fel pe părinți cum să gestioneze situația asta, dacă nu le atragem atenția adolescenților și asta sigur că e foarte greu Eu, nu să -i, dacă îi spui o să-ți facă rău mamă, sigur că da, 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 nu funcționează da. chiar așa, și ce... să găsești niște metode ce și să, atunci, să nu știu să-ți răspund la întrebarea asta dar Adică nu, nu, nu știu să-ți dau da. nume de, nici nu vreau să-ți dau nume de, de, de droguri Dar întrebarea pe care mi-o pun e ce putem noi să facem Asta ne-am întrebat, că am ales întâi, vrem să facem ceva pe adicția de droguri La adolescenți, ne-am întrebat spre ARA și împreună am pus la cale acest proiect În care, pe de-o parte, luăm adolescenți voluntari Știți că sunt mulți adolescenți care vor să facă voluntariat și luăm cu noi, pe traseu, când pleacă ambulanța, așa prin ferentari, să adunăm uh, seringile uh, utilizate deja și să se uh -huh. împartă altele noi. Că dacă tu, ca adolescent, vezi, uh -huh. îl vezi pe un om care a ajuns într-o situație absolut dramatică, poate te gândești de două ori dacă vrei să mai faci asta sau nu, asta pe de-o parte, și pe de-altă parte, luăm părinți și facem sesiuni de informare cu ei, pentru că reacția de multe ori, din păcate, reacția părinților este, nu mai ești copilul meu, pleci din casa asta, ori asta nu are cum să-l ajute pe copilul ăla Ori dacă înveți cum să vorbești știu că, că adică știu, nu știu Dar îmi imaginez că e îngrozitor de greu să primești Odată sunt mulți părinți care refuză gândul Nu, no, copilul meu, nu, el nu face așa ceva eu Nu l -l vor să vadă realitatea, da. știi? Dacă nici eu nu-l cunosc, doamnă Exact Și nu-l cunosc De multe ori nu-l cunosc Simplu fapt că le spui Nu e nevoie să fie copilul tău consumator Dar vino, vino la aceste ateliere Vine la aceste sesiuni să vezi la ce ai putea să fii atent, care ar putea să fie lucrurile care să-ți dea de gândit. Și dacă se întâmplă asta, uite, cum ai putea să abordezi discuția cu copilul tău ca să diminuezi riscurile. Cred că sunt discuții necesare, absolut necesare. La fel cum sunt absolut necesare discuțiile despre depresie la adolescenți. Și anul trecut am făcut un proiect. O linie verde pentru adolescenți care se luptă cu depresia, în care am făcut un podcast cu o mamă al cărei uh, copil s-a sinucis. Un subiect foarte greu de dus, foarte greu de dus, dar după acel podcast ne-au scris foarte multe mame care ne-au zis: Am avut pentru prima oară curaj să-l întreb pe copilul meu: Te-ai gândit vreodată să te sinucizi? Și răspunsul a fost: Da, am înțepenit, mi-a stat inima. Dar am avut, în sfârșit, o discuție autentică cu copilul meu, în care el mi-a mi spus, mi-a recunoscut și mi-a spus lucruri la care eu nici nu m-aș fi gândit. A fost debutul unei reconstrucții a relației. Deci, abordăm la zi de bine subiecte care sunt dureroase, dar necesare, după părerea noastră. Dacă nu vorbim despre ele, nu înseamnă că ele nu există. Știi? Te gândit că există și, apropo, de adicție? Că există și copii care au văzut că părinților consumă droguri. Sunt convinsă că e așa. Că există și așa ceva să știi. Știu că e așa da. și uneori ce eu consumă atunci. cot la cot, din păcate. Ai, ai. da. Da. Să atunci ce faci. Mai că avem zi... și ei da, zi, zi, zi. și altfel de proiecte, și unul despre care simt nevoia să vorbesc. Nici nu știu dacă cu drag e cuvântul potrivit. E un proiect care mie mi-e foarte aproape de suflet. Se numește Plantații în Amintire și pornește de la uh, drama unei uh, femei care și-a pierdut în accident rutier copilul, părinții și socru. Și când am întrebat-o ce pe lumea asta ar fi putut să te ajute, că vreau să fac ceva pe subiectul doliu și nu știu de unde să pornesc, că înapoi nu poți să-l aduci. Și mi-a spus așa, știi ce mă încurca cel mai tare? Faptul că de câte ori voiam să vorbesc despre ei, mi se spunea, timpul o să le vindece pe toate. O să treacă, o să vezi. Ești tânăr, o să faci alt copil. Dar eu, de fapt, voiam să vorbesc despre ei pentru că simțeam că îi mai țin un pic lângă mine. Și e o vorbă a lui Ialom foarte frumoasă că voi fi în viață până când ultimul om îmi va șopti numele, nu? Uh -huh. Și atunci am făcut acest proiect Plantați în Amintire la Lugoș. A fost primul parc Plantați în Amintire în care am plantat 100 de mesteceni fiecare copac are un QR code Acești mesteci ne-au mm -hmm. fost adoptați de oameni care au pierdut Pe cineva drag Și fiecare copac are un QR code Care scanat te duce pe plantatiinamintire.ro Unde vezi povestea omului pe care l-ai pierdut Și o fotografie Și acolo unde am pus copaci, am pus alei și bănci Și un parc, pur și simplu, cine vrea să intre în parc Se plimbă într-un parc Cine vrea să afle mai mult, scanează QR code -ul. Trebuie să fi văzut mm -hmm. reacțiile deci, Când am făcut plantarea În noiembrie anul trecut Doamne, să vezi, oameni îmbrățișându-și copaci, anul trecut, dar în 2022. No, e, că eu nu, eu n-am mai fost la Lugoj de câteva luni, și nici nu știam de povestea asta. Eu mama din Lugoj, Da? Da, și mă duc acolo spre jumate Lugojană și mă duc acolo și o să mă pierd printre pe acolo Mergi, pe Da, o, mă duc, mă duc. Arată clar. foarte frumos locul mm -hmm. acela. Apoi la un moment dat am văzut un o fetiță care avea o lopată, o o lopoțică și surprinsă că era deja plantat copacul, ce mai face cu lopățica. Mm -hmm. Adusese pământ de la mormânt și îl punea la copac și lua pământ de la copac și îl ducea la mormânt. Știi, era sau un soi de transfer, știi, de no, no, viață, no. dacă pot să spun așa, știi? Adică să, să transformi durerea asta într-o formă de viață poate să fie de ajutor. Oameni știi? care îmbrățișau copaci? Oameni care îmbrățișau copaci. A fost. A, a, la un moment dat mi-a scris cineva. Bine, proiectul. În, în general, noi nu vorbim în avans despre proiectele noastre. Adică, ăsta era proiectul lunii noiembrie. Teoretic, am fi vorbit în noiembrie despre el, însă m-am gândit 100 de copaci până când sunt adoptați toți contra unei donații. Până scriu oamenii poveste. Hai să zic din timp, să fie vreme până în noiembrie. Eram în sfârșit de august, am pus într-o zi de luni anunțul, până miercuri nu mai erau copaci și baiul cel mare care a fost, mm. că erau lugojeni care au început să-mi scrie. Păi eu acum am aflat de proiect, am vrut să iau un copac și am nu mai pe era pe niciun copac, că i-au luat bucureștenii. <laughs> <laughs> și atunci a trebuit, ce nu mi am recunoscut pe acolo, am sunat, domnule, dacă ești din București și ai luat un copac da. la Lugoj, uite, ți promit cu ceruși cu pământul că fac eu rost de un teren la București și mai facem un parc în București, dar lasă locul ăsta lugojenilor. Da. După aia a fost un director de școală care aflase de proiect din Lugoj și care a zis, la mine în școală, sunt foarte mulți copii care au pierdut un părinte. Noi, profesorii, ne-am adunat și am pus mână de la mână mm -hmm. să luăm copaci în amintirea părinților acestor copii. Adică au fost niște povești tare faine. Ia. Motiv pentru care, în această primăvară, avem parantați în amintire la București, la Oradea, la Constanța, avem parteneriate cu uh, opt orașe. Și planul okay. e să ajungem în fiecare județ din țara asta, pentru că peste tot sunt doruri și peste tot am pierdut oameni dragi. La București deja nu mai sunt locuri. Am pus chiar acum trei zile cred că am pus anunțul. Nu mai sunt nici, nu mai niciun copac la București. Mai sunt la Ora de la Constanța, iar pentru să cele. Am primit iarăși un mesaj, genul ăla de când primești mail-ul ăla cu, cu moștenirea și te uiți la el și Doctor da, da, da. lasă Dr. mergeți. Da, da, da. E, și am primit un mesaj în care o doamnă ne-a spus că și-a cumpărat un teren unde voia să facă o căsuță mm -hmm. pentru bătrânețe, dar între timp a plecat din țară și nu crede că o să se mai întoarcă, așa că vrea să ne doneze nou acel teren știi, în prima da. tentație este să da. zici spam, bun, mergi Where, <laughs> da, 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 Ei bine am semnat contractul anotat <laughs> la să cele Constanța sau să cele, să cele Brașov, Brașov. Brașov. Okay. și acolo facem un alt ah, parc frumos. deci vrem să ne, ne ducem peste tot să ne răspândim cumva mm -hmm. rădăcinile o curiozitate de filolog, cine dă titlurile? zi de bine, plantați în amintire asta două fost ale mele, dar să ah. știi că nu nu sunt numai ideile ah. mele, sunt ideile între echipe ah, ok dar nu, că e pricepută. Da știu. De la Rebus. O, oh, 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 oh. oh, Doamne, 30 de ani de atunci. Cum mă, 30 de ani? Termina cu prostile, că ești mai mică decât mine. Nu-ți 30 de ani, că nu te-au luat de adolescent. Eu, eu aveam 17. Așa, Și așa. acum am 45. Calculați. Ești adolescentă deci la 17, da. nu te supără. Da, atunci, da, la 17 era adolescentă, mm -hmm. da. Șah, mai joci? Nu prea am cu cine, nu prea am cu cine. Nu știi în ce sens. Exact, în sensul ăsta, n-are adversar. A jucat, dar nu se nu cum nimeni. Da? N-am zis asta, n-am zis. Ba da, ai zis că ți-a interviu. Deci, Nu, n-am zis foarte acum. Bun. A, nu acum, dar documentarea. Deci ea e foarte bună la așa. Am fost. A fost, da, așa. bine, e ceva da ce se antrenează. Rogi. Da, da, mm -hmm. în sensul ăsta. Și era foarte ofticoasă când lua bătaie. Da, da, da. Deci dacă tu când joci ceva și pierzi zburzi de plăcere. Nu, nu dar ea chiar era ofticos așa a zis ea. Da, zis, mă uit la film da. nu știu cu cine o semăna, frate, da e ceva, nu? nu, adici, nu la păcălici să piardă el? Da. nu da. E ceva competitiv. Nu știu, zău, nu, nu vreau să fie competitiv, nu, dar e... da chiar, tu povestești rar despre, sau deloc. Despre Radu? Despre Radu. Ah. Ah. De ce... Trei ani jumătate era acum, nu? Tocmai a făcut patru. Tocmai a făcut patru? Da. Tocmai a făcut patru. Nu uite așa în ochii mei, mama, cheia tubulară, trebuie să repar componentele dronei. Componentele la ce da. Aveți, văzut dronă acasă? Nu, stai să mă... Cheia tubulară, îmi da. M-am uitat și eu să văd cum arată o cheie tubulară. Între timp m-am prins, da. Da, da. Asta o spunea la trei ani jumate. Acum a... mai crescut între timp. Da, 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 a mai crescut. Acum era în Edenland. Îi place foarte tare în parc, știi, și uh, stă că acolo și un um, moment dat o fetiță să striga, Ma! în spatele lui era, mama, mi-e frică, mi-e frică. s fi văzut pe Radu foarte concentrat, așa, s-a uitat la ea, s-a uitat la cât drum mai avea de parcurs, și, se întoarce și spune, frica e o cușcă. Wow! What? <laughs> 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 Asta e ceva? De unde? Acule, de la tine? De seama că nu de la de mine, nu? Animate, probabil sigur, că da. din animate, dar cum a da. pus-o în context? Da, ce fel de, da. de părinte ești? Adică faci uh, parenting din ăsta modern sau cum? Ești cu cu șurubelnița, cu manualul? Cu, uh... Sunt uh, foarte departe de părintele pe care mi l-am imaginat. Ok. Am crezut că voi fi aceasta. Suntem. Dar Asta mă consolează, suntem, să știți. Cu toții suntem. Aproape. Iată. <laughs> The perfection, da. Ah, să -mi dai și mie rețeta. Da, da, Când copilul devine adult, ah. este mai simplu, bănuiesc. Nu știu, e... am crezut că o să fiu această mamă. Calmă, zen, mm -hmm. tot timpul blândă și iubitoare și uneori am senzația că toți balauri ies din mine. Nu știu cine sunt. Aștepta să fie adolescent să vezi cum chiar nu, eu, este. eu cred că mă pregătește pentru adolescență acum. Da, dar la generațiile astea tinere vine mult mai devreme adolescența. Eu am găsit-o pe la 12 ani al lui Vladimir mă, și continuă și are aproape 17. Mm -hmm. Și zici că are o pedală de accelerație pe care... La un moment dat vrea să pese să pese să pese să vadă, hai, hai că ți-o mai dau și pasta Cât să mai duci. Cât mai duci. Mm. Cât da. mai duci. So, mm -hmm. Pregătește-te. Și cel mai grav este când te ia cu argumente la care, ca părinte, este foarte <laughs> greu să răspunzi. Adică, este foarte greu pentru că nu ai contraargument. Pentru un contraargument, da, da. Da, da, Mai ales, Ce în, zona, mai ales da. în zona aceea sensibilă, unde sunt uh, white lies uh, da. uh, pf, relații da. interumane. Minciunile pentru adică, da, da, o da, da. cauză bună, Da, minciuni pentru o cauză bună, da. Deci asta mă așteaptă. Devine al naibii de dificil și încă un sfat pe care pot să-l dau ca părinte. pregătește te pentru că ei rețin tot, nu au, uh, viețile lor colaterale nu sunt atât de încărcate ca ale noastre. Relația dintre uh, părinte și copil este majoritar în mintea majoritară mintea lor și au această capacitate uluitoare de a reține tot. So beware. La tot deci ce vrei bune. Asta, poate, po poate vrei să mă încurajezi un pic totuși. o vine de două zile. Radu. Asta e <laughs> vine de două zile la mine și îmi cere să să jucăm șah. Deci, dacă vreți, trimit, îl, trimit că și el mi-a zis că n are cu cine juca <laughs> dacă vreți, vă dau conturile, vă faceți cu conturi drag. pe mm -hmm. platforma aia de șah, aia cu ăștia cu mari maestri care no, okay. cu trișatul. Știi, scandalul din șah, cu trișatul? Nu mai sunt la curent. Da? Și uh, vă dau conturile și jucați între voi uh, jumătate de oră seara, vă mai liniștește. eu am găsit altă pasiune care mă relaxează foarte tare, tâmplăria. Cum? Mm. <laughs> vai, deci trebuie să mă vezi nu, măcar în Hornbach trebuie, deci, trebuie să mă vezi în magazinele de profil La cum discut eu hallback. despre cum discut despre fierăstrău uh, circular și ce faci? până acum am făcut uh, un dulap de pantofi am făcut și dulapul pentru instrumentele mele că trebuia să le pun undeva, nu așa am făcut suport de lumânare, tot felul de lucruri, da și e, cum să zic, nu-mi e foame, nu-mi e sete când mă apuc mm. de, de treaba aia, mintea se golește complet așa și simt că respiră, știi? E fascinant. Am, am niște uși de strâns acasă. Mă, nu, nu, nu râde că încep să mă pricep și la asta. Da? Da. Ai de asta da. mașină filetantă? Ei, cum să n-ai? Cine are mașină filetantă tata? acasă? Eu. Hai. Eu, eu n-am nimic. Știu nimic din ce a trebuit să aibă un om aplicat. Nici da. eu n-aș fi avut dacă nu cerea Alina. Deci Alina ah, a cerut okay. o mașină filetantă da, da, văzând da, da. că eu nu fac nimic dintre treburile astea. Adică, mm -hmm. se pare foarte <laughs> <clar>. <laughs> Cum cât, La câte exemplare a ajuns colecția de micul prinț? Staționar. Era la vreo 27, dacă nu mă înșel, și nu a mai crescut pe acolo. A rămas. Da, oamenii au aflat că îmi place micul Prinț și au început să-mi-l uh, trimită în diverse limbi. 27 ah. e numărul de limbi ah, în care am okay. această carte. Da, da, da. da. Gore, da. da foarte drăguți. Da. Da. Apropo de cărți, acolo la centru vostru nu accepta și donații? Ba da, da și chiar să știi că sunt niște rafturi goale. Da, da Sunt nu o, vor mai fi. o mulțime da. de rafturi pline cu cărți de parenting da. pentru că a fost una dintre cerințe. Da. Comunitatea... Da. Eu multe cărți de parenting n-am. în o, regulă că tocmai așteptăm tipuri. să mai diversificăm. Okay nu, e, centrul nostru nu e deschis doar pentru comunitatea ucraineană, centru nostru e deschis și pentru români care vin și participă la tot felul de ateliere acolo, deci da, sunt wow. binevenite, da. cărțile, îți mulțumesc. Da, da, la pace ai și ai zis așa, că tot mai avem 10 minute la dispoziție Cred Că voiam să-mi trebuie și de grădina aia de la Bălăceanca De grădina Gredina terapeutică? terapeutică? Da. Da. da Atunci zic că după aia îmi trebuie că eu Não am o chestie de... Nu, nu, zi tu întâi Păi că nu, eu vreau am... să știu mai multe detalii păi zi, zi, da. zi, 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 zi. Da. Zic cu grădina da. de la Bălăceanca La Bălăceanca Da, mm la -hmm. Bălăceanca La Bălăceanca, Bălăceanca Da, da, da Multă lume Bălăceanca E Bălăceanca Bălăceanca Aia e Știm e Da. da, 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 da. da, da. Când. Ce bine că spui asta. Pentru că voiam să fac un proiect pe sănătate mentală. Era înainte de, de pandemie, când puneam pe, pe, pe hârtie proiectele pentru zi de bine, asociația care urma să se înființeze. M-am dus la Bolăcean ca să văd no, de ce e nevoie pentru sănătate mentală. Că nu mă pricep la toate subiectele și, sigur, mă documentez un pic înainte. Și la un moment dat am stat de vorbă cu un domn care suferea de schizofrenie, era internat acolo de ani de zile, no, și discuția a fost. Fascinantă. Eu cred că am vorbit o oră despre lume și viață cu un om care mi-a părut absolut Normal. ok. Știi? Și la un moment dat n-am putut să mă abțin și l-am întrebat: De ce mai ești aici? Că cu medicație, schizofrenia se poate ține sub control. Și răspunsul lui a fost: Păi, doamnă, eu am această etichetă, sunt ăla de la bălăceanca. Eu dacă ies afară de aici, nu se mai uită nimeni la mine ca la un om, ci ca la ăla de la bălăceanca. Și a fost așa de... Știi, de, de a, a spus-o cu atâta durere, nu-i bună, clar, trebuie să facem ceva acolo și planul nostru, și mă dusesem acolo cu un designer vestimentar, planul nostru era să, facem, să le facem haine, să îi îmbrăcăm foarte frumos și să-i ducem într-o zi la teatru. Numai că a venit pandemia și s-a terminat mm. cu planul ăsta, dar tot n-am vrut să abandonez. Și uh, ce mai aflasem e că ieșeau foarte puțin din saloane, numai până la masă și înapoi. Și atunci am zis, bun, dar ce putem să facem să-i scoatem mai mult din. Că dacă stai numai în salon, evident că și sănătatea ta suferă, se șubrezește și mai mult. Și am făcut o grădină terapeutică și pe măsură ce se construia această grădină, îi vedem că mai ieșeau și mai trăgeau cu ochi. De ce dar De Asta e pentru noi? E pentru noi? Nu le vrea să creadă că se întâmplă ceva pentru ei acolo, știi? Și când a fost gata, primul meu gând, și uite, mie e și jenă că am gândit așa, le-am dat un păhăruț cu semințe a fost o muncă multă la grădina asta. Mi-era teamă să nu cumva să arunce cu semințele alea așa și să mm -hmm. se strice da. tot acolo, știi? Dacă ai fi văzut cum luau semânță cu semânță și o puneau în pământ și acopereau. Cum au, fost? au avut atâta grijă de plantele alea. Îmi povestea după aia doamna de la Bărăceanca, ca asistenta socială cu care am toți ținut legătura, îmi spunea, am avut producție atât de mare de castraveți că am pus și la borcan. Pacienții la noștri care nu ieșeau din casă se duc acum la bucătărie, la bucătar și îi spun faceți paste că avem busuioc mult. <laughs> adică pentru ei a însemnat ceva, faptul că stau acolo cu mâinile în pământ. A fost un proiect care mi-a fost foarte, foarte drag. Ce am avut un proiect uh, la care eu am vibrat uh, troleibuzul a refăcut Edubaz. Edubaz, da? Da. Edubaz este un uh, iarăși asociația Edubaz s-a născut Asa. după ce am făcut uh, împreună acel proiect. Uh, era vorba despre doi învățători care mm. au luat am văzut eu pe Facebook un anunț. Au luat o ruină uh, vrem atunci. să uh, ne mai trebuie 2000 de lei să cumpărăm un uh, troleibuz. Ce fac, ce, fac, ce fac cu oamenii ăștia cu un troleibuz? N-am înțeles și am sunat, evident. Și um, luaseră un troleibuz din ăsta casat și i-am ajutat să-l transforme și l-au făcut after school social știi? Ce Pentru copiii dintr-o comunitate foarte, foarte săracă Augustin, n Augustin lângă Brașov n -a, n -a, n -a, n -a. Și să-i vezi, până în ziua de astăzi Am trimit fotografii de acolo Copiii care vin și am făcut o mică bucătărioară Un loc unde putem proiecta filme cu măsuțe Unde pot să-și să facă temele Foarte fain și proiectarea. După cum Microdușa a fost un proiect foarte fain Am luat tot așa un, o dubă pe care am transformat-o în, i-am zis, microduș. Planul era să mergem prin satele din Moldova și să vorbim cu copiii despre igienă. Da. Și această mașinărie a fost dotată cu dușuri, cu chiuvetă, da? Și când am început să mergem prin sate și spuneam câte unui copil, uite, poți să folosești para. Și copilul se da, uită la mine că nu da, se regea da, care-i treaba da, cu para, da, da. pentru că ei nu să răduși niciodată. Da. U, stai, 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 că e o nouă configurație mm -hmm. a proiectului, știi? Că tu gândești într-un fel lucrurile, dar după când ajungi în teren, îți dai seama că realitatea este da. complet alta decât ți-ai imaginat tu. Profund. Da, 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 da. Eu eu mă fascinat la mel pentru că sigur n-am mai stat de vorbă și am mai făcut interviuri uh, în ultimii ani, nu? Mm, da, cred acum că. Am vreo mai... 3 4 5 ani. Da, am mai făcut, da. Te ascultam la Europa că ai avut un an de zile Emisiune mm -hmm. acolo sau un sezon Și uh, doi ca să te face mult mai fericită decât uh, Ce făceam eu Sau tu mm -hmm. acum 15 ani Pe unde mai eram Adică mm -hmm. parcă ești alt om Sau parcă tu ieși la suprafață Față de perioada aia Așa îmi face impresia Și deci, sigur, munca la televiziune e faină Mi-a plăcut revedetă. foarte mult să știi Mi-a da. mi plăcut să fiu uh, ce eram eu acolo, că nu știu dacă eram neapărat jurnalist, știi? Mi-a plăcut munca în televiziune, simțeam bucurie, simțeam că, e fain să fii jurnalist, știi? Da, dar nu ce... Te niciodată. Nu, niciodată. Și știu că nu se spune că niciodată, niciodată, dar mi-e clar. Da. Adică e capitolul închis. Dar la un moment dat, când tragi linia așa și te întrebi de care e sensul, adică plec de la serviciu, mă întorc acasă, ce-am lăsat eu în urmă astăzi, Contribuția mea era minimă, dacă nu cumva inexistentă. Adică oricine poate să citească un prompter, știi? Oricine mm. poate... Mm. 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 Man, cu puțin no. antrenament, e o, nu e o meserie da. atât de complicată să ne înțelegem asta cu, cu prompterul Adică chiar vii la un curs de dicție și vă aștept la cursurile de dicție sau la public speaking și uh, o rezolvi pe asta, știi? Te învăț să citești un prompter. Dar, literalmente, ce lăsam eu în urmă, nu avea valoare. Și pentru mine asta la un moment dat a devenit important. Nu avea sens. Mă uitam la cât un politician din studioul meu care mă mințea în față și eu știam că mă minte și el știa că mă minte și -mi zice, mă da. da, dar de ce trebuie să fac asta? Senzația lui Alex Dima. Da, da. Exact același da, lucru. Da, da, da. Alex care a plecat că s-a umpleat de draci el căutându-și al drum și zicea, văd, îmi venea să-i dau cu microfonul în cap. Da. zine cu argăseală, că așa ai zis. Când ne-am zis pe scaune, ai să vă zic cu argăseală. Aici, căr... nu, ne... nu mă întrebați de fotbal, că nu știu. Da, dar Aș am una cu argăseală. Cu argăseală da. a, Tot a, de la televizor. Poate bunez, nu e cu fotbal, poate da. e doar cu argăseală. Argăseală a scris a, și versuri. Dar da, e cu fotbal. E da. și poet. Cum? Deci Valeriu Argăseală, care ce da. funcție mai are acum? Șeful Sper că nu pe mine mă întrebați, da? Nu, nu, okay, da ești ceva șef la FCSB. Pa acolo, o. da, da, da. Am zis Steaua, gata, să vezi cum curgă asta. e, așa, și la data respectivă... Ce? știi? <laughs> um, eram, era un breaking news pe fotbal, îți dăduse Hagi de misie de la Națională și evident că pun, auzi pe tura mea, breaking news pe fotbal, nu putea să fie mm. pe tura altcuiva, știi? Da, da, da. și pun întrebările de bun simț, că da. na, de ce și-a dat Hagi demisia de la Națională, ce ar putea să urmeze pentru echipa da. națională, după care cineva de la redacția sport s-a prins, Hii! e Medelean în studio, ups, asta nu e bine, da, 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 și s-a dus da. repede în regie să stea în casca mea și să-mi spună da. niște lucruri, mm -hmm. că nu știu nimic despre fotbal. Da, asta Să procedează să le spunem oamenilor că rolul producătorilor de televiziune da. chiar ăsta e, să-și ajute oamenii care da. sunt în fața camerei. Cu informații suplimentare atunci exact. când mm -hmm. Și au nevoie. să spună și întrebări nu e nimic ne la locul no. asta e absolut profi ce s-a întâmplat. Da. Iar eu eram într-un dialog da. cu cineva, nu mai știu eu cu cine, și în casca mea se aude dintr-o dată Întreabă de argăseală! <laughs> <laughs> Imaginați-vă, da? A? Ok, ar A, ar Asta este o meserie da. din vechime. Da. Da. O, da. Ce, 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 ce se ar găsești? Ce, exact. Exact. ce se ar da, 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 Asta da, făceam, ce semantică. Da, Înțelegeți? Da, da. Mă încercam să înțeleg ce sensul avut, cuvântului. Da. Înțelegeți? Da, că nu da. auzisem în viața mea de da. argăseală. Da. Și atunci m-am prins că, mă, nu. E, ai, nu folosim da. arhaisme la fot, da, da, nu da. poate fi asta, trebuie să fie o ființă umană. Așa îl cheamă să e porecla? Mai ești Well, da? n-am gândit atât de profund. Ce am gândit a fost așa, trebuie să fie o ființă. Da. Mi-e greu să cred că e o femeie, o știam mm -hmm. pe doamna Prodan, deci nu ah. știu, nu sunt multe femei în fotbal, e probabilitatea mare să fie, să fie un bărbat. Și m-am uitat profund în cameră și am întrebat, și, domnul Argăsela? <laughs> Și eu mi-a povestit că cu What about zi. it? Excelent, da. excelent. Da, da, Fake da, it till you make it, it. Da, știi da, cum da, e? Când da, da. nu știi... Genial, da. genial, genial. Siguranță, da, da, da. da. Asta, asta e bună pentru cursurile tale, nu? Tu faci cursuri de public uh, speaking. Din asta trăiesc, da. de fapt, din cursuri de dicție și public speaking. Și uite, că mă întrebai înainte dacă stoi în gistă sau sunt da. comunicator, sunt cu comunicator de meserie, din asta îmi, îmi pun mâncarea pe masă, dar dincolo de asta, și asta mi se pare un absolut privilegiu, faptul că fac numai ce îmi place, știi? Adică, dacă vine un domn politician cu care nu sunt în acord, să spunem, și îmi spune ajută-mă să, să scriu un discurs sau să țin o prezentare, mă uit la dânsul și spun, nu. Mulțumesc! Da, da, fără motivație. Serio? Da. Fără și motivație. nu trebuie să explic nimic, ah, okay. știi? Mm. Și asta mi se pare o libertate pe care. Ai avut zic. asemenea situații? Da, da da, ah, da, da, okay. da, da, da. Și n-ai motivat niciunul, niciun fel. Dar nu e nevoie să... să nu, nu e nevoie, dar n-ai insistat. Deci chiar... Dar de ce, doamnă? Nu. Ah, Mulțumesc. Okay. Nu. <laughs> Declină această ofertă. Okay. Și a -a -a e, e, asta e un, un lux, da. să poți să ai această libertate de a alege mm -hmm. cu cine lucrezi și de a, a face lucrurile pe care vrei să le faci. Am această șansă fantastică de a spune da când vreau să fac ceva mm -hmm. faci de a spune nu. Încă mai lucrez un pic la asta cu nu, Așa, dar oricum e, greu, e, da? e mult mai bine decât acum trei ani. E un pic mai complicat decât acceptarea. Eu da. aflu asta în fiecare zi. Da. Da. Era normal ca un comunicator să apară la vorbitorinci Mă gândesc și și la da, asta. da, da, da. Asta cu refuzul, facem noi curaj. Am înregistrat-o anul trecut pe Adelina Toncean de la Asociația Blondii, uh -huh. care. Face, Primul nostru proiect susținut da. la zi de bine. Mm -hmm. Face uh, miracole, Adelina. Adică, uh, pur și simplu, ia copiii din România și îi duce uh -huh. în străinătate. Și Adelina nu ia și zis în înregistrare Eu nu știu să zic nu. Uh, nu pot să zic nu. Și, și ceva nu declari. Da, pentru că vei nu, fi asfaltat, speculat imediat. Da. da. Și uh, sună telefonul și trebuie dus un copil mâine la Milano. Mâine. Exagerez, da? da? Repede, la Milano. Da, se rezolvă. Și mi-a spus că are o senzație de asta de ieșire din corp. Uh -huh. Și se uită din afară uh -huh. la ea și zice, păi da eu o sănătoasă la cap. Dar totuși o, o rezolvă cumva. Uh -huh. Asta e foarte, foarte interesant Primul nostru proiect la zi de bine a fost cu Asociația Blondii Dar trebuie să vă povestesc asta că a fost m -a marcat Erau foarte mulți copii care um, erau ținuți în spital după operație Mai mult decât era necesar Pentru că dacă îi trimiteau acasă treau niște condiții îngrozitoare și um, mureau acasă și atunci medicii preferau să-i țină mai mult în spital până se întremau și după aia îi trimitau acasă, dar în felul ăsta, pentru că locurile erau tot timpul ocupate, mureau copiii pe listele de așteptare la operație. Și Adelina a zis așa, uite, soluția este o casă aproape de spital, unde să-i scoatem pe acești copii și să-i ținem în siguranță, eliberăm locurile din spital, pe ei îi ținem în siguranță și se rezolvă problema. Bine, Adelina, așa facem dar cum facem asta că era lansarea lui zi de bine deci voiam să, să marcăm momentul și pentru că vorbeam erau câteva luni de când ne de, de Magic Home dacă vă aduceți aminte campania cu scaunul da, da, părinții da, copilor da, bolnavi da, da, de cancer da. locuiesc pe un scaun am zis uite Adrina a zis de copii, lângă copiii de care mă ocup eu nu e nimeni, nici măcar scaunul nici părinți, că mulți dintre ei da. erau copii abandonați am zis uite, facem așa pentru fiecare clipă în care lângă, lângă patul unui copil N-a fost nimeni. Vom lega Marie Curie de căsuța blondii printr-un șir de scaune. Erau vreo 2000 și ceva de scaune. Imaginați-vă logistica din spatele acestui proiect. Aveam toate scaunele numerotate. Oamenii se înscriseseră să ia loc pe scaun într-o zi de sâmbătă, la ora 14. Toate scaunele erau ocupate cu trei zile înainte, lockdown am crezut că mor, am crezut că am bocit. Dar am zis, nu se poate așa ceva, cum? Cum mi se întâmplă așa ceva? Am mutat acțiunea în online, sigur că n-am mai avut același impact, dar în spaima mea a fost, nu o să mai reușim să strângem banii, nu o să mai reușim dacă nu avem evenimentul ăsta de amploare. În 14 zile s-au strâns 50.000 de euro. asta face da. Mel. Asta fac oamenii, Mel de strigarea. Dar oamenii fac asta, dar știi? Dar trebuie să dea cineva, trebuie să dea cineva E adevărat, cineva dar nici asta nu e suficient Noi. Adică mi-e important să se înțeleagă că Nu un om face lucruri Și cu cât no. suntem mai mulți Chiar dacă fiecare face foarte puțin Dar foarte puținul ăla adunat Face foarte mult în realitate Fabulos ah, Da, da a eu m-am a... încins și m-am răcorit în, în discuția asta da. Și am avut niște noduri recunosc. Uh, Mel e transmisătoare de energie. Da, 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 am o, asta constatat este, asta. Am constatat. Este da. foarte bine. Nu pleci de emoții. De bine, da? nu, de emoții. nu pleci. E de, bine. E, de bine, e de bine. Să zicem de bine, zic. Nu, te, te, te încarci tu când faci asta? Te încarci da, sau când te duci mare. seara ești gata, nenorocită? Nu sunt tot timpul nenorocită. Adică sunt momente în care e foarte greu de dus și mai ales când oamenii mă iau, cum să zic, catalizator cumva, adică uite de pile la, la lugoj cumva oamenii veneau spre mine și îmi povesteau în ce condiții a murit cel drag mm -hmm. lor, știi? Ori nu e ceva ce, eu nu sunt psiholog de meserie, nu e ceva ce știu să gestionez mm -hmm. foarte bine și lucrurile astea când vin în, în număr foarte mare spre mine în același timp atunci da, mă, mă, mă dor cumva, știi? Ele fiind o formă Dar... de încredere totuși da, da, pe de altă parte, tot timpul îmi spun lucrul ăsta, de câte ori mi se pare că mi-e greu, îmi spun, bă, da, prin ce trec oamenii ăștia este infinit da. mai greu decât greu pe care îl duc eu ascultându-le poveștile. Și atunci ce ar fi să accept că e un rol pe care mi l-am asumat și aia e, aia e, eu pot să mă descarc de ele o să-mi ia mai puțin decât le ia lor să no. treacă peste no. tot. dar uite e un proiect de, și gata că știu că trebuie să ne oprim no, a, nu trebuie nu, nici nu? să ne oprim proiectul lunii martie este iarăși unul de care mi-e frică deci, jur, yeah. mi-e frică de el știți despre cuddle cot? ați auzit vreodată de conceptul ăsta? el no. nu există în România am o prietenă care trebuia să nască a doua zi și a simțit că nu mai mișcă pruncul s-a dus la spital, copilul era mort și l-a văzut doar când l-a înmormântat. Și mi-a spus: Aș fi vrut așa de mult să-l văd mai mult, dar n-am avut atunci curaj, și marele meu regret în momentul ăsta este că eu nu-mi amintesc cum arată copilul meu. Nu-mi amintesc. Doar l-am pus în mormânt și aia a fost. În străinătate există așa numitul cuddle cot, care este nimic altceva decât un cărucior frigorific. În care mamei îi se spune, dacă s-a întâmplat un astfel de eveniment nefericit, dacă vrei să-ți vezi copilul, poți să-l vezi. Uite, e aici. Și căruciorul la ține corpul, da, fiind frigorific, într-o condiție în, în regulă pentru un astfel de corp. E îngrozitor să-ți vezi copilul la morgă. Da, e ceva morbid, nu știu. Este. De, nu? Dar e parte din doliu. Da. Trebuie să închei ceva, să închei drumul ăsta ca să mergi mai departe, decât să rămâi tot timpul cu gândul, nu, nu mi-am luat la revedere de la el, știi? Parte din, din, din cum să zic, tămăduire mm -hmm. e să poți să spui la revedere. Știi? Și aducem aceste cărucioare frigorifice, aceste cadălcăuturi, vor fi primele două din România și le aducem în luna martie, unul la filantropia unde amenajăm și o, o, un loc în care Mamele care au trecut prin așa ceva Să aibă cu cine să vorbească Și să, să treacă Să aibă un pic de ajutor în momentele alea Care sunt absolut cumplite Dacă Stai să te gândești Mintea noastră nu poate să cuprindă Și poate de asta ai nevoie Să inventează oameni precum mel Nu putem cuprinde Prin câte drame diferite pot să treacă Oamenii și ce nevoie De ajutor mm -hmm. au Și oameni precum mel Precum Oana, Gheorghiu, Carmen, Uscatu, Alex, Dima, Paula, Herlo, care sunt implicați toți în toate chestiunile astea, scot, ne dau nodurile astea. Mi le arăt. Că nu te gândești, n-ai de unde să știi. Și... Eu amintesc abuziv aproape o vorba lui Monteni. Fericirea e suma tuturor nenorocirilor de care n-am avut parte. Asta Tare bună. De sute de ani valabilă. Tare bună. Și să știi că, că oricât de cinic ar suna, dar cumva, cred că dacă astăzi pot să spun că sunt un om fericit, e pentru că am văzut multe dintre dramele astea și mi-am dat seama că neavând parte de ele, n-am niciun motiv da. să fiu nefericită, știi? Era o vorbă că forma supremă de inteligență este Capacitatea de a fi recunoscător pentru ce mm -hmm. ai. Mm -hmm. Și cum în alte zone nu sunt cel mai deștept om din lume, mi s-a părut că mi se pot e perfect, așa sunt <laughs> foarte inteligentă din perspectiva asta. Adică în fiecare zi am multe motive să fiu recunoscătoare, știi. Okay. Mulțumim, Mel! Mare și... drag! Mare drag! Să zicem de bine! Okay. Spor la treabă. Asta a fost întâlnirea cu Melania Medeleanu. Minunat. Minunat, minunat și da, da. dacă aveți vreodată ocazia stimați cetățeni contribuiți Contribuiți mm -hmm. pentru da, că da. o grămadă de oameni din lumea asta au nevoie de ajutor e, pf, e cred că toată lumea să fie curioasă cum a ajuns pachetul ăsta aici mm -hmm. da, da, adică da, să, da, dăm, da. să dăm un pic timpul înapoi așa, așa și fiți atenți cum a, a ajuns pachetul ăsta aici Ajuns. Deci l-a adus Mari. Am rămas masca. Da. Masca l-a adus da. Mari. Dar Mari l-a adus pentru că niște oameni au complotat. Deci colegii noștri da. de la da, studio da, da. Mindopoly au pus la cale chestiunea asta mm -hmm. cu ascultătorii noștri de la vorbitorincii da, da, da. încă de anul trecut. Nu ne-au spus nimic și acum trebuie să vorbim despre asta. Deci este pentru prima dată când noi avem contact cu acest pachet. Știm ce este în el pentru că am primit imagine. Așa. Respectiv șampanie. șampanie. Da, dar e prima dată când ne întâlnim, nu l-am desfăcut, nu ne-au atins, tot Mari l-a pus pe masă și aici cred că Dar astea, nu tot Mari o să bea. Asta este al meu. va bea din el. Va bea da, din, fără, el, da, din, din el, el. da. Nu va bea. Da. Și cred că de acolo încep tu. Deci știu așa, că e vorba de doi oameni așa. care au completat da. cu editorul da. nostru, Dan Moga. Da. Uh, unul dintre ei vrea să-și păstreze anonimatul. Ok. Ok. Și îi mulțumim pentru contribuție și anonimat. Dacă se răzgândește, poate să ne scrie oricând, că <laughs> îl facem de râs. Îl bârfim da. Viitoare, da. Oricum vreau să știți că am rămas cu gura deschisă. Și cred că cel de-al doilea... Nu deschis. <laughs> Da scate să spună corect, se Și uh, al doilea este domnul Narcis Drăgan, zic bine, da, da. Uh, care este locuitor acum în Statele Unite, și este acolo ambasadorul marii voastre iubiri, numită Poli Timișoara. Da. Bine, ador, face da. și alte lucruri. Evident. Și da. uh, ascultă podcastul, dar da. sigur că vă leagă această chestiune. Uh, Cromatică, exact. sentimentală, sportivă, culturală și de alt. tipuri. Îmi ca și că și astăzi cu violet, ceea ce e, mi se pare da, extraordinar. Potrivelă, da, 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 splendidă, da, da. Exact. Eu recitesc acum așa. textul, îl citesc, nu? Da, da, zic, da, da. Da, zic. Zi, zi, Dragi zi, zi. domn vorbitori, încea, adică și tu. Da, ca să zic așa. Mulțumesc. <laughs> prin prezent dorim să ne exprimăm mulțumirea pentru clipele de bucurie pe care ni le aduceți prin fiecare podcast. Mă, noi ne. Lăudăm, de fapt ne laudă alții. Îl urmărim cu interes de oriunde suntem și așteptăm nerăbdători apariția următorului episod. Fiind suporter Politehnica, tu ești cu Arsenal, nu te mai da. interesează, ocazie cu care l-am descoperit pe domnul Paraschivescu, credem cu tărie, caracterele se văd la greu. Obligatoriu înainte spre podcastul cu numărul 1000, podcast cu podcast. Noi suntem la 51, deci la 1000 mai o e o de cald până vreme. moare. Da. Uh, și se semnează cei doi, pe unul dintre ei, îl lăsăm anonim. Așa și-a și dorit. Dar, să da. știți, cu mare plăcere și cu da. multe gânduri bune la dumneavoastră și întotdeauna dovezile astea de... Dovezile? Gesturile da, voastre da. care vin către da, noi da, ne da. miră pentru că și ne bucură în același timp. Și sunt impresionante, da. Chiar că adică aici nu e nimic de complezență. Da. Chiar te, te, te Când dă pe spate asemenea poveste. Asta e o poveste... Noi nu ne-am gândit... Noi ne-am gândit să ne ocupăm timpul liber. <laughs> și să-l ocupăm și pe altora. Și pe altora, când ne-am adunat noi în pandemie, așa. și eu și Radu, încă o dată vă spunem, ne-am trezit cu o grămadă de timp liber pentru că uh -huh. mare parte din munca noastră a dispărut. Da. Și am zis, mă, hai să vorbim noi între noi. Și uh -huh. de aici până la a dezvolta o comunitate și la va da. face o să vedeți că astăzi vorbim și despre fapte bune, era, că le facem da. noi, nu, da, încurajăm pe alții. Când când mai facește că o făptuță Câte o așa, făptuță bună bunicică, că, da. și la a primi niște recompense, faptul da. că voi acordați timp eu întotdeauna, mulțumesc pentru timp. Da, Timpul și are da, este mai o resursă probare. enormă, da, da. este o resursă greu de gospodărit și greu de dăruit, greu de împărțit, adică eu am acest egoism sau cel puțin așa cred despre mine, cred că dacă mi-ar cere cineva timp, aș sta pe gânduri. Da, 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 știu că, să stai, dau. că îți cer și da, eu timp din când, da, în când și, și zic. Și de multe ori îți spun, Aoleu, Aoleu, da. da, începe așa, da, a, da, da. l-am invitat. Faptul că da. suntem aici cu oamenii ăștia din Karlsruhe care ne scriu, că am primit gesturi asemănătoare de la Lili Simionescu din Amsterdam, da. că am primit de la Alin Stanciu din Danemarca, cred că din Copenhaga, din Copenhaga. Uh, uh, și sure. indicații, și sfaturi, și sugestii, și semne de prietenie, Astea toate înseamnă. Faptul că enorm. Ați făcut un tabel cu cărți. Apropo, trebuie să le revizităm, da, să le mai punem facem. din când în când. Da. Și să știi Asta că mai aici, aveși, așa, tricoul să Respect 89. Respect 89. Da. Iar pe spate scrie Politehnica. Da. Iar eu acest tricou chiar am să-l port. Am de gând să-l port. Și dacă vin cu el la podcază, de purtat, îl port. Dar după asta îl las aici, nu? Adică, păi, sau... Mai e aici un articol un tricou cu poli, chiar în spatele tău. Avem și, și... și o eșarfă. Da. Mai da. avem o eșarfă acolo. Adică, da. e destul alb-violet aici. -am, da, am da, 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 dar, da, dar eu. Okay, okay. Okay. Adică, da. Un episod, două las. După aia, parcă l-aș duce acasă. A, da, da, A, am înțeles, <laughs> da. în sensul ăsta. El, vrei e... îți place? Da, da. da, da. Foarte frumos e mare lucru. Da, e un tricou oficial? Nu, eu. Nu, nu, o... nu, nu, nu. E un tricou, Din ce știu, pentru e, supporter, oficial, da. e pentru suporteri, pentru, pentru su evocarea momentului 89. Da. Mare, uh, 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 mare club, mare pasiune, mm -hmm. mare iubire, da. aveți voi nu da. Și chiar dacă acum lucrurile foarte prost în ceea ce privește fotbalul propriu-zis, uh, traficul cu sentimente e același, traficul cu ambiții, cu amintiri, cu plăceri cu evocări, da? pe astea nu ți nimeni. Astăzi avem o invitată care, oh. sigur, face minuni din când în mm -hmm. când. Dacă la Poli Timișoara aveți vreodată nevoie... Am avea nevoie, da, da, da de invitata da. noastră da. și pentru așa ceva, pentru că dacă ea nu reușește, nu știu cine ar putea să reușească. Eu cred că <laughs> invitată noastră este Melania Medeleanu. Eu cred că dacă vorbiți cu Mel, vă duce înapoi da, da, în da, da. divizia. Uite o idee. Da, cum ar fi? <laughs> Mel, poți să duceți? Da, da nicio da, problemă, da, da ducem Așa. Uh, aici? Da. E partea da, a doua. Pf, deci, oameni buni. Da. Partea a doua este... Am ajuns aici. pe sticle de șampanie. sticle de șampanie. Șampania uh, e șampanie de, uh, de vinieron cum zice. Da. de Vigneron. Uh, este pe Pinot Noir și pe Chardonnay. Uh, e pe produs nou. E un brut așa. Și uh, crama, cred că este... Uh, Bonevi-Bocart, nu? Sau așa să numește? Champagne, bonevi-Bocart. Uh, adică e chiar din Franța, din da. cartierul cu champagne. Bonevi-Bocart, da. Uh, cum îi zice? Zi, zi frumos. Zi Că știi că eu nu da. pot să zic în limba asta. <laughs> Monseriul scrie, treaba e în felul următor. Deci, dați-vă copiii să învețe limbi străine, da. sunt foarte utile în viață. Eu de la Vasluia am putut să da. mă duc să mă descurc în engleză. Este e unul bon. dintre, una dintre suferințele mele cele mai mari. Și dacă vreți, vă repet întâmplarea cu pă, femeia, care, cu doamna care vindea pă, abonamente la metrou în Paris așa. și care sigur că și ea era imigrantă, că se vedea pe ea că este imigrantă și ea vorbea franceză și noi i-am zis și lui, frimiu, suntem trei intelectuale aici, niciunul așa. nu vorbim franceză, respectiv suntem... A, așa. Și de, de atunci, și al meu s-a hotărât, și hmm. într-un sens de da, face, pregătire franceză. Face, franceză, okay. face pregătire la franceză. Face pregătire la franceză, s-a dus la profesor și a zis vă rog frumos, no, hai că nu se mai poate. Știi? Da, asta și e bine. da, este o, o suferință de an. Șampanie cu. Figurile da, noastre, acolo, da, Da, e greu să obișnuiești uh, cu așa ceva, dar uh, iarăși, mulțumim pentru. Pentru E, gest, un, e un gest absolut admirabil. Da, da. Încă ne gândim. Adică, vă spunem sincer, o să bem o sticlă, două, că absolut, absolut da, asta da, e. Da, da, da. Uh, și cu restul ne gândim. Adică, mm -hmm. avem tot felul de idei, uh, e cum cred eu, în cărți, poate și aceste lucruri ar trebui să circule. Vedem cum, okay. cum facem da, da. să ajung. Adică, la nu altfel. le bem noi pe toate, asta vrei uh, să da. insinuezi. Da, 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 să fie așa da. ca o faptă bună, mă da, gândesc. Sigur. Da, mm -hmm. în fine. Uh, dar, din alt... dar să facera eu, adică. Mm -hmm. File lor. Cărțile de astăzi, stimați prieteni, îi spuneam lui Radu că sunt pregătit să-l oripilez Și atunci să începem, că e mult de discutat Încep eu? Începem cu oripilarea? Începem cu ce vrei Sau trecem la... Ce vrei tu Bine uh... A, ah, ca să stați pe frecvență să vorbesc mai târziu despre... <laughs> asta, asta e, oripilarea e prințul Harry Hai că aveți răbdare, vă povestesc da. mai târziu nici n-am terminat Deci, să zic, sunt la pagina și 5. lungă al <laughs> la pagina nu, 8. sunt la pagina 100 și ceva, merge mm -hmm. Epoca Întunecării, de Catherine mm -hmm. Nixie, e o carte pe care a apărut de ceva vreme la da, Humanitas. M -m -hmm. De ce o citesc acum? Pentru că fusesem invitat să iau interviu doamnei mm -hmm. Nixie la la conferințele, la, la conferințele Humanitas. Din păcate s-a amânat cu un an sau când s-o mai potrivi. M-a da. pe... întrebat cineva, ne-a întrebat pe YouTube când sunt conferințe, dacă avem calendarul Humanitas sau pe Facebook. 6-9 29... mai. 6-9 mai. 6-9 da. mai. Asta da. explică și amânarea, lui, în cazul lui Catherine Nixie, da. pentru că ea este corespondent regal uh -huh. uh, uh, și uh, va avea loc ceremonia. Va avea loc plânge. ceremonia și atunci munca ei de ziarist îi cere să fie prezent acolo. Dar ce este epoca întunecării, denumită Cartea de Istoria Anului 2018, atât în Daily Telegraph, în Observer? Și New York Times. Okay. Este o carte despre uh, debutul creștinismului. E o carte care a produs vâlvă în, uh, epoca, uh, rest, în epoca în 2018, mm -hmm. să spunem, momentul în care a apărut. Uite, că n-am zis doamna Nix, este corespondent, uh, este jurnalist pentru The Times, da, okay. asta este ocupația ei. Este o persoană care provine dintr-o familie religioasă. Și ce uh, face ea aici? Prezintă modul în care creștinismul a devenit religia dominantă și cea mai importantă în Europa, uh -huh. în secolele 3, 4 și 5, când creștinii uh, au devenit cei mai numeroși, și modul în care s-a întâmplat asta. Pentru că noi e o perioadă despre care nu învățăm, și asta e importanța cărții: că nu povestim foarte mult. Uh, e o perioadă în care, sigur, creștinismul a crescut treptat, treptat de la câteva mii, zeci de mii, sute de mii de reprezentanți pe teritoriul Imperiului Roman, până când au devenit majoritari. Și a fost o epocă marcată de turbulențe. Spune doamna Nixi așa, spre deosebire de secolele în care păgânii, cum erau numiți la data respectivă, un termen pe care azi îl avem peiorativ, dacă vrei, creștinii au fost în mare măsură Acceptați. Au fost și perioade de prigoană, au fost și uh, perioade în care unii dintre ei au fost martirizați, cum spunem da. uh, astăzi, dar nu a existat o împotrivire violentă din partea împăraților sau autorităților romane uh -huh. sau a celor egiptene grecești față de ei, decât într-o mică măsură. Lucrurile se schimbă radical În secolele 3, 4, 5, când apar diverse edicte, legi și mișcări violente împotriva celor care sunt păgâni. Practic, cei care aveau alte religii au fost, la un moment dat, au început să fie șterși de pe hartă. Au fost edicte, legi care interziceau să fie de altă religie decât uh, uh, creștin. Și nici măcar asta nu ar părea să fie problema cea mai importantă, ci că, odată cu acest lucru, și despre asta vorbim cel mai puțin, mare parte dintre opele culturale ale lumii antice au fost pur și simplu șterse de suprafața fața pământului. Uh, statui. Știi că multe dintre statuile pe care le vedem în Grecia antică și la Roma, astăzi nu au brațe, nu au nas și nu au urechi. Și întotdeauna am întrebat și zis, da de trecerea timpului. Nu. Securile 3, 4 și 5 au adus o etapă de distrugere a lor, arată Catherine Nixie, cu documente, deci o etapă mm. de distrugere a lor, pentru că în momentul în care se primeau ordinul că trebuie să îndepărtăm o statuie sau ceva de genul ăsta, nu întotdeauna era distrusă. Erau tăiate urechile, era distrus nasul, erau tăiate brațele. Goliciunea antică era cu totul respinsă, era ceva de rău, impudic, da. impudic și creștinismul nu accepta chestiunile astea. Apoi au apărut grupările de zeloți, pe care ea le descrie foarte bine, grupări de, de preoți extrem de controversate, care ajungeau și la crime, da? Adică mm. au fost oameni omorâți în numele creștinismului pentru că erau de altă religie, sau care distrugeau temple. Sau uh, Biblioteca din Alexandria, care, sigur, noi avem ideea asta că a fost arsă, că și așa mai. A existat și o distrugere mai mare, dar e un lucru care s-a pierdut în secole. Tocmai datorită acestei potrivnicii a, uh, a creștinilor față de lucrurile acestea. Uh, practic, ea descrie trei secole, vreme de trei secole, destul de amănunt. 3, 4 și 5, cu o sumedenie de orori care apar uh, la data respectivă, cum au fost săvârșite, ce păstrează documentele și cu o concluzie amară, uh, după aceste secole, ceea ce am, sau ceea ce a reușit omenirea să salveze este cam 10% din literatura latină. Uh -huh. și din scrierile latine, și cam sub 1% din cele grecești, care au avut mult mai mult de, de suferit. Uh, e o carte care te pune la încercare, da, fiind creștin, da. te pune rău de tot la încercare, dar e o carte care. Și. Te lasă și învețe. reacții de tipul lasă că și alții au făcut. A, e, sigur, sigur mm -hmm. că da, sigur că da. E, nu. Ea nu... Da, adică există un whataboutism. Da, există. Asta. Este. De e drept. Da. Trecerea asta între cele două religii a fost o trecere violentă. Asta e ceea ce da. rețin, O trecere violentă cu mari suferințe, și în urma căreia noi, ca umanitate, am avut de, de, pierdut. de pierdut enorm. Da. Ești un traducător acolo? Am cer scuze, da. da știi că sunt tipicar. Dionise Constantin Pârvuloiu da, este. Colegul meu de la editură este omul cu care împart uh, computerul da. pe zile. Da, da, da. Da, el Este un uh, cărturar, de fapt. E un om foarte, foarte bine exersat uh, și în filozofie, și în istorie, și în religie. Chiar e o, e o capacitate. E un om luminos. Da. Da. Uh, Bun, ok. Uh, eu am să încep cu John Steinbeck. Da, Că te mirat un pic, da, autobuzul rătăcitor. Steinbeck este aut câștigătorul primului Nobel în 62, parcă. Nu, ba da, 62. Autobuzul rătăcitor cu apărut la Polirom în traducerea Danei Crăciun, este unul dintre foarte buni traducători de literatură engleză și americană. Și este o poveste aproape inițiatică, a unui autor din care eu am citit cu mare plăcere în vremea studenției și am reluat, cu care am reluat legătura acum, pentru că Polirom îi, acordă o, îi face o serie de, de autori, nu știu dacă e o serie completă, pentru că el a scris foarte mult. Dar țin minte că am avut anumite rezerve la fructele mâniei, care mi s-a părut grea, mai ales pentru un tânăr hmm, Și am văzut și filmul la care te, te făcea să plonjezi un pic în depresie. Era un film cu Henry Fonda bun. Asta vreau, asta te nu știu da. filmul, da? cu Henry Fonda era. Um, și este vizibil iarăși, nu știu dacă mi-a plăcut grozav, dar am vibrat la joia dulce, la tortilia flat, la pășunile Raiului, la tot felul de alte cărți ale lui. Uh, și acum văd acest autobuz rătăcitor pe care nu l știam, adică pe care n-am putut să-mi să-l citesc. El în engleză este The Wayward Bus și care prezintă o călătorie cu autobuzul, uh, un autobuz hârbuit, care îi se spune iubita, apropo, și care transportă călători din California, din Într-o anumită răscruce a rebelilor, așa se cheamă locul, undeva în Mexic. Ori asta este un drum aproape inițiatic și este un drum în care Mexicul este un fel de Eldorado. Pentru simt, cei simt. care ajung acolo, este un, un loc al prosperității, este un loc în care îți poți împlini niște aspirații pe care n-ai avut cum să le împlinești în America. Și ai niște pasageri care fac drumul ăsta, îl ai pe acest Juan Chicoi, care este un. Hispano-irlandez și pe soția lui care rămâne acasă și de multe ori se cufundă în crize etilice, și ai aceste personaje care dau, pe măsură ce autobuzul înaintează, dau tot felul de teste de solidaritate, de rezistență, de înțelegere, de toate tipurile. Unii pică testele, alții nu. E o carte în tradiția lui, lui Steinbeck, adică foarte bun studiu de personaje, foarte bine conturate și e interesant efectul nu cel de suprafață pe care ți-l asigură povestea, ci efectul de adâncime pe care ți-l dă caracterul fiecăruia dintre personaje și lucru pe care îl simbolizează. Că unul simbolizează duplicitarismul, altul simbolizează ticăloșia. Aproape ca în piesele medievale, ca în Everyman, ca în misterele și interludiile medievale. Deci o carte foarte frumoasă și scrisă viu, scrisă simplu, accesibil. Steinbeck nu mi se pare deloc un autor complicat, dar e un autor la care am revenit cu mare, mare, mare plăcere felicitări Poliron, felicitări Dana Crăciun, care face într-adevăr o treabă. Apropo, Dana Crăciun este principalul traducător din Salman Rushdie, grosul operei lui, operei lui din România, e tradus de Dana. Așa. Nu o să lungesc foarte tare, mai ales că n-am terminat-o. Da, Spune da, cât ai citit. Am citit. Nu, zic, deci spune-ne din câte ai citit. Din câte ai citit, da. da, și spun două, două chestii, uh, 104 pagini. Uh, rezervă, sperp, uh -huh. semnată Prințul Harry. Da. Mă rog, poate uh, La e interesant cum îl găsești la Biblioteca Națională. Harry, virgulă, prințul. prințul. Na. Al lui Winzer. Uh, ce să zic, e genul de lectură în care te cufunzi că asta e, că n-ai mai fost mm. niciodată în Casa Regală și da. ești măcinat de o curiozitate din aia uh, absolut fantastică. Cum o fi, domnule, să fii în casa regală? O fi, cred că, ca în orice familie. Și dacă William scrie acum titularul, apare și el? e eu, dacă îi dacă dă, dacă dă, 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 dă voie familia. Uh, și, sigur, cartea este scrisă, uite am un lapsus acum, de același autor care uh, uh, a scris cartea lui Agassi. Hmm, Moringer? Da. da? J.R. Moringer? Da. Și este, un mare scriitor. Uh, omul este... Uh, e foarte bine scris, se curge da, ușor. Da, da, bă, e un splendid. Și, sigur, ai parte de acele insight-uri în casa regală care uh, îți vor menține tot timpul curiozitatea vie. Gen, uh, Prințul Charles în boxeri, ca așa stă și el ca omul în casă, făcând da. exerciții de kinetoterapie, el, spunând Harry că a fost însoțit toată viața de dureri de spate mm -hmm. și are un exercițiu preferat pe care îl a dat kinetoterapeutul său, lui Charles, despre el vorbesc, se pune în cap și stă în, spate, în spatele unei mm -hmm. uși, în cap, ca să-i treacă durerile de, uh, durerile de spate. Și mm -hmm. că de obicei, mergând prin casă și trăgând de o ușă sau împingând de o ușă, l-auzi pe regele Charles mm -hmm. spunând nu, nu, nu nu împinge că si eu aici, știi? Una okay. dintre imagini, dar sunt multe altele. Poți să găsiți sute, zeci, uh, inclusiv astea cu... Uh, Harry spune, eu cu școala... Mai puțin. Mai puțin, adică... Ca Florin Da, Eu n-am dat pe acolo. Catastrofă. Așa. A zis și a zis el, domnule, zice, dar m-a străduit, cât am putut. Mm. Zice, Când am terminat și liceul, am stabilit cu toții că... Asta a fost. Harry, <laughs> nu ești tu făcut să mergi la facultate. Hai să-ți căutăm alte treburi în, în viață. Și a zis, foarte greu mi era la istorie mm -hmm. să rețin tot felul de nume și de date în condițiile în care uh, profesorul de istorie i-a spus la un moment dat, și asta este uh, Windsor tu ar trebui să știi asta mm. și asta, eu de la tine <laughs> din familie. Exact așa. și zice repetat îi spunea da. ai cum să nu știi asta. istorie. Sunt ai da. tăi istoria familiei tale da. și stai, spunea, nu nu spune. Da. La șirugam, l ala zice te rog nu te mai purtă așa cu mine zice nu am eu și cu istoria familiei familia de acum 300 da. de ani mai e greu. Da. Uh, dar altceva am vrut să zic. O să găsiți sute din astea și poate mm -hmm. că pentru unii interesul viu. Bă, asta e o carte străbătută de dragoste. Da? Eu serios vorbesc. Ba, Pe cuvântul meu. Deci okay. omul ăsta povestește despre ai lui, despre frasul, atât adică cât am citit eu, nu știu da. cum sunt -o mai târziu, despre tatălui, despre fratele lui, povestește cu dragoste. Și <laughs> se vede că e acolo o legătură care ciuda orice nu poate fi ruptă o, o, dată. Îngerit, da. Asta e un, un lucru pe care Deci el chiar vorbește cu dragoste Și doi la mână din pagine astea primele Care sunt despre pă, Moartea pă, Mamei sale uh, E un copil Traumatizat rău Rău da, de tot cred. Rău de tot uh, Puțin dintre noi își pot închipui, dar așa rezultă, că nimeni vreodată nu a stat mult de vorbă cu ei sau nu le-a explicat ce trebuie să facă și cum trebuie să se poarte. Uh, și ca să te gândești că el de multe ori a trăit cu impresia și asta perioadă lungă de timp, că mama nu a murit și că s-ascunde de ei. Asta e unul dintre lucrurile din, din capul lui care explică foarte multe. Uh, asta îmi face impresia. Okay. E o carte, sigur, pe care o voi citi că te ține curiozitatea aia, și e o carte care până acum am găsit un înțeles ceva mai mare decât un băiat care scrie biografia în afara familiei regale, și poate n-ar fi trebuit să o scrie, poate sunt lucruri care trebuie să rămână acolo. Dumnezeu știe câte suferințe or fi în inima și în capul lor, și uh, multă lume va zice așa. Și asta e genul de discuție dură. Ai, domnule, ce le lipsea? Că nu le lipsește da. nimic. Adevărul e că, fiind născut în bunăstare și în prosperitate. Material nu îți lipsește nimic. Material nu îți lipsește level. nimic și nici măcar nu gândești. Da. Noi toți am face schimb cu prosperitatea de acolo și am zice că ea rezolvă foarte multe lucruri. Pentru că ei nu intră în calcul pentru că prosperitatea este un dat. Prosperitatea mm. materială. Servitorii, bodyguarzii, da. oamenii care stau lângă ei. Pur și simplu așa e viața lor și cred că creierul nu are da. această dimensiune în care să zic că zică, leu, cum da. a zis da. Melania, știi? altora le e mai rău să mă mulțumesc mm -hmm. cu ce am. Poate cine știe când a fost în război activ, poate n-a mai fost, n-a mai făcut parte din familia regală atunci, zi de zi, fiind acolo da. la bordul unui avion. Îți mai exact. povestesc din ea, o să o citesc Deci editura Nemira nu orice Editura așa, Nemira, da? am zis, da, da, da De și... traducere n-ai zis că nu faci oh, Da, 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 <laughs> cer scuze Traducerea... O oh, să te disciplinezi încet, încet Traducerea oh, este cu patru doamne așa. Pentru că bănuiesc că au lucrat în viteză uriașă Bun. Ca să poată să da. termine colosul La timp La timp uh, Cristina Nan, Carmen Neacșo, Smaranda Nistor și Oana Ionașcu Ok bon. Ok, aici Da acum, pentru că tot e un shadow writer acolo, și anume J.R. Moringer, să spun că este unul dintre scritorii splendizi ai Americii, bun, că el a făcut și open autobiografia, chipurile, autobiografia lui Agassi, dar are dulcele bar de Tender Bar, care a apărut în colecția narator, pe la editura publică a Hutt, de vreo 10 ani, dacă nu mai mult, care este o carte minunată. A mai scris Satan, a mai scris, deși un romancier, Formidabil, J.R. Moringer, m am mirat un pic că el, fiind american, a preluat o rețetă britanică, da, sigur, n a făcut-o pro bono. Da. Da. Uh... Sper să nu greșesc ca zic. dar eu... Da, nu știu, să... că eu mă iau după ce spui tu. Da. Am un da. mic... Dacă nu... Da. Dacă nu, Aici cineva ne va atrage. Da, ne va atrage, atenția, eu am rămas cu câmpii. această informație, okay. am rămas cu această informație din spațiul public... Uh. Nu știu dacă în carte este trecută, m-am uitat, dar n-am găsit o mențiune în carte, probabil că nu se face din moment ce fiind autobiografie. Da. Asta e, da, e. E. iau după tine. Da, dacă a, eu greșesc, greșești și tu, să a, zicem așa. asta. Okay. Hai că mai avem aici, Mai nu? avem, da, da. Nu, Eu am să fiu uh, succint pentru că uh, pentru că n-ar fi frumos să insistăm asupra cărților, dar da, n -n yeah. avem timp foarte mult. Adam K, uh, un englez nedoctoricit. Ce titlu, nu? Da, 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 da. Este un om fost medic, da? da? Care a renunțat la medicină fără ca medicina să renunțe la el și aici e toată ecuația pentru că el are în permanență flashback-uri din perioada în care era medic și în care se ocupa de viața omului zi de zi și în care n-a avut numai... Ocazii caragioase sau ridicole sau mai știu eu cum de uh, șampanie extremă ce a avut și uh, oameni care i-au murit, oameni pe care nu i-a putut salva. Uh, în orice caz, el are mai multe cărți de, de genul ăsta. Are o carte care se cheamă Anatomia lui Kay. Of course. <laughs> 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 și o alta care a apărut și pe care i-am prezentat-o hât pe vremea când aveam o rubrică de carte. Cum îi zice, doamne, o să vă cam usture care este tot așa scrisă cu mare veselie, deci omul este o fântână de poante de case și notele de subsol sunt formidabile, sunt, scrie chiar și în carte, peste umorul altor cărți fără note de subsol. Este plin de haz, plin de miez, îți fotografiază nu sistemul de sănătate din Anglia, ci felul în care decurg, decurg raporturile dintre pacient și medic, felul în care ne tratăm spaimele și felul în care știm sau nu să ieșim dintr-o situație critică, uh, amprenta asta a amintirilor dintr-o carieră despre care tu credeai că nu ți se potrivește și la care familia, partea masculină, te-a obligat că tata a fost medic și atunci ce să faci și tu, băiatul tati, că din arbitru de fotbal, arbitru de fotbal uh, se naște. Uh, dar e o carte scrisă cu mare detașare și cu genul ăla de, de umor sardonic uneori, pe care l-au englezii. Deci Ce o carte la care râzi de teclatini. El este spectaculos în toate cărțile și nu se sfiește să-și pună pe tarabă și slăbiciunile, și eșecurile, și inadecvările, și momentele sau perioadele de inadaptare. Deci o carte care e un leac se cheamă nedoctoricii, dar tu ești doctoricit din lectura asta pentru că îți dai seama că totuși viața asta și de medic și de om care a lăsat medicina pentru altceva, pentru stand-up, de exemplu, și pentru scenarii și pentru literatură, e ține de imprevizibilul vieții noastre în care nu știi niciodată ce faci săptămâna viitoare sau dacă mai ești pe lume săptămâna viitoare. Stai că uite, făceam exact ce faci tu. Evitam să spun traducerea. E o carte apărută în colecția Narator, Editorii Publica, și traducerea este Anca Ibarbulescu. Iarăși o traducătoare foarte bună, bănuiesc că nu e o coincidență de nume, este aceeași Anca Bărbulescu care a tradus uh, jurnalul Reginei Maria. Cred, în fapt, îmi place să cred că e vorba de același lucru, pentru că găsește soluții foarte interesante la șurubării de limbă engleză. Pentru care trebuie să te chinui un pic Deci o carte care îți spune și probleme traductologice Dar o recomand, este Oxigen curat, râs de teclatini Ok, Bun. Si, stai, că mai, mai ai, e, mai, mai, mai asta zic da? um, Augustin Cupșa, Străinătate niște povestiri, un volum de proză scurtă, a apărut la Humanitas în colecția scritor român contemporan de care se ocupa Andreea Răsuceanu și o face foarte bine. Gusti Cupșa a mai publicat la, la Humanitas un roman foarte bun și el, Așa să crească iarba pe noi. Um, străinătate, între, este vorb, în străinătate e vorba de felul în care concepem noi cuvântul ăsta și ce înseamnă el. Pentru fiecare dintre personajele astea, și de fapt fiecare, pentru fiecare dintre noi. Uh, unde anume ești acasă, unde nu ești acasă? Uh, ce faci cu locul în care te naști? Uh, rămâi dependent de el? încerci să cauți alte soluții? Te miști în alte spații? Cum arată lumea ta, de fapt? Cum ți-ar plăcea ah, să arate? Am o întrebare. Mm. E mai greu să scrii scurt povestiri decât să scrii roman? să știi că nu cred că, e, că există răspunsuri valabile aici. Adică eu am scris una și alta, recunosc că, pentru mine, da, strict pentru mine, e ceva mai ușor să scriu roman, deși e mai mult de scris, pentru că te poți întinde. Păi asta zic Convenția prozei scurte este ca povestirile să nu aibă... 80-100 de pagini, o povestire, o proză scurtă ar trebui să aibă 20-25 mm -hmm. de pagini. Și atunci cum îți strunești personajele, caracterele ca Aici ține 20 da. de pagini să dai puterea? Poți să o faci, poți să o faci, deci Gusti Cupșa e unul dintre cei care pot să o facă, Răzvan Petrescu la fel, Cosașul la fel și mai sunt autori de proză scurtă, există volume de proză scurtă, antologii, Marius Chivu a făcut una la Polirom niște ani în urmă, în care ai... Mai oameni care cochetează cu virtuozitatea. Răzvan Petrescu e primul nume care vine. E... Noi am prezentat mandarina Da, 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 aici, da, da sigur. Da, da. Da. Dar Agustin Cupșa e un tip făcut să scrie proză. Este un om cu talent, este un om cu experiență de viață, este un om uh, care, prin ceea ce scrie, uh, recomandă literatura Pe... ca terapie, nu doar ca ocupație, ca, ca posibilitate de... Uh, a vedea ceva în plus din frumusețea vieții. Mie asta îmi face impresia. Deși povestirile nu -au, au multe lucruri armonioase. E multă zgură acolo, de o zgură pusă intenționat. Sunt multe destine frânte, sunt multe întâmplări la limită, sunt multe personaje periferice sau cuvazi periferice. Dar până la urmă, din toate povestirile astea, se degajă o lumină. Și este lumina asta a vieții care iese la iveală și care îți dă un mic impuls. Hai că Hai să vezi că totuși până la urmă o să fie bine. Sau este bine. Sau nu-ți dai tu seama că e bine. Mi-a plăcut teribil străinătatea. Mm -hmm. Dar, însu... iarăși, cu, cu, cu proza, nu știu, eu mă simt mai lejer, mai largul meu. Am o cămașă care mă ține mai puțin la subsuori când scriu roman. Mi se pare că dacă nu ies 300 de pagini și ies 320 sau 280, nu e o problemă, e același lucru. Pe când la o proză scurtă, dacă te lăbărțezi, și o spun din experiență, deci la mine, acudeau și ochii gloriane, trebuia să fie o povestire dintr-un volum. Și a ieșit roman. Hm. Hai să ne povestești despre Lyon, că tot veni vorba, ah, da? Okay. Ce da. zici despre treaba asta, că n-am mai făcut un boarding pass de mult. Mm -hmm. Cred că ar fi timpul să sigur. încercăm. Sigur, sigur. Boarding pass către Lyon? Păi, am stat eu să mă gândesc, acum poți să mă contrazici. Lyonul trebuie să fie un fel de tecuci al Franței? Ah, oh, sigur că da. Da? <laughs> da, da, Pentru da. că... Ba chiar ciulnița, dacă te da. gândești. Ai, mare lucru acolo. Muștar. Era la Dijon, la e la Dijon, nici măcar am fost și la Dijon, da, da, m-a întrebat Radu, n ce cauți acolo, cred că am povestit experiența, nu, n-am povestit-o la vorbitorii. ce, că ce, am fost în 2009 să fac rebelionul acolo pe model francez, nu cred, da, am fost în 4, hai, lasă-l, lasă Da. facem data viitoare, am fost să facem o rebelion în Dijon, așa, Uh, Radu m-a întrebat, dar ce-ți veniți? Că am fost și eu acolo cu o odată și ai un orașel cu minte potoliție. Da. E capitala Burgundiei, este un, un orășel. E palatul ducilor de Burgundia. Așa. E vinul de Burgundia. Sunt tot felul de lucruri de Burgundia. Trebuie să fie minunat. Așa. Eu știind că... Și Asta ai la, la ducere sau la întoarcere. Înainte să mă duc. Înainte da, să te duce, da, așa. Da, da, da. Că el m-a întrebat da. ce caut eu acolo. Ce să caute da. neamțul în Bulgaria. Și da. i-am explicat da. care era planul. Okay. Am ajuns acolo, Eh, se leagă, stai, am ajuns acolo, uh, frig, brumă, așa, minus un grad, uh, dar am spus, ok, la Paris de Revelion, toată lumea iese pe Champs-Élysées, se bea șampanie, se destupă sticle, e frenezie, și am luat și noi șampanie, eram în patru, uh, și am ieșit, înainte de miezul nopții, în piața de lângă Palatul Ducilor, noi suntem foarte aproape, eram în centrul centrului, așa, și eram numai noi patru. Și <laughs> am picior de om. De aproape să mi se facă frică, am spus, e nefiresc Dar ce se, se întâmplă. Ne-am repliat, am intrat frumos în apartament, am desfăcut șampania. Doi dintre cetățenii participanți au încercat să mănânce melci. No, nu le-a ieșit până la capăt. Bă, erau gătiți. So... Sper. Nu știu, n-am avut tezanțe de asta niciodată. Și a doua zi am stat așa, am somnolat mai mult, și a treia zi când am observat primele forme de viață în oraș, m-am dus și am întrebat într-o brutărie, m-am dus și am întrebat unde e lumea. Da. Și mi s-a spus la Am vrut să fie laschi, da? Și la schi. sunt în Elveția toți. A, da. deci, toată populația, da, majoritatea sunt Genial. Da. Genial Și stând noi două, trei zile acolo ca da? Aveam o ședere de șase zile Adică frumos, Dijon Pemeinic, da, Dijon Orașul are haz, să știi Ia. Dar nu e, nu e ceva spectaculos Nu e Paris, nu e Marseille A, Am spus, noi suntem sătui de brumă De frig, de să... mohoreală Ce avem noi? Că aveam mașină Nerife, ce ce oraș avem noi aici, cât de cât vizitabil și la o distanță da. decentă. Ne-am uitat pe hartă, păi Lyon, 160 de km, 165 de km. Ia hai la Lyon. Și ne-am suit în mașină și am plecat la Lyon, unde erau 16-17 grade da. soare. Toată lumea străzi. Șampanie, da? De toate. Capitalul Cultural, și am zis: uite ce flițe am fost. Care a fost prostia mea, mi-am asumat-o. Eu am venit cu ideea. Așa. Eu mai am idei de astea rar, dar le mai am. Asta este întrebarea. Înainte de a trece la Lyon, muștar s-a consumat, adică. N foarte puțin, adică mm -hmm. cred că am luat două, trei borcanele să fac două. Ah, a, dacă scria Dijon. Da, scrie Așa, Dijon. Și ai ajuns în Lyon. Și am ajuns la Lyon, la care am și revenit între timp de da. două ori și este un oraș cuceritor, este splendid. Este un oraș prin care trec două ape, trece Ronul și trece Son, care se și întâlnesc în Lyon, mm -hmm. care fac o confluență și la această, în dreptul acestei confluențe, se află le Mize de confluence. Un muzeu de, de știință, muzeul confluențelor, confluenței, de fapt confluențelor, e la plural. Cele două ape curgătoare asigură ceea ce se cheamă la Preschil, adică peninsula. În această zonă, care este centrală, altfel, se află una dintre marile piețe din, din Europa, Place Belcour, care este o piață splendidă cu statuie în mijloc și cu o promenadă foarte, foarte frumoasă. Lyon e al treilea oraș din, din Franța, după Paris și Marseille. E un oraș spectaculos și un oraș în care se trăiește foarte bine sau cel puțin asta a fost impresia mea de cele două, trei ori cât am asta fost. a fost impresia mea despre Franța oricum. Adică Ce anume? Despre că se trăiește foarte bine în da, Franța. Da da, 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 nu numai la Lyon, dar da. la Lyon, Lyon este și capitală gastronomică, atenție. Da? Dar poate asta este un plus, acolo se află unul dintre ref. mari tenori, Aici s-a aflat. Gastronomie. marii mari ai gastronomiei franceze, Paul Bocuse. Spui da. Paul Bocuse, spui gastronomie la Aia era nivelul pe când tu mai mâncai. Pe mână și acum, să știi. <laughs> Bine, nu mănânc la Lion. O se pare mânânci că a murit locos, în 2018. Să știi că pine a mai început să mă mai prins curaj, dar de-aia cu secară. Neagră cu secară. Există restaurante de tip bușon, de tip Bouchon adică. a existat o discuție Bouchon este un fel de ornament un fel de ciorchine Așa. care stă deasupra uh, intrării și care te asigură că este un local tradițional unde mănânci mâncare tradițional lioneză whatever that means. Uh, dar au fost și multe probe de impostură și lucrurile s-au reglat mm -hmm. la nivel de autorități locale, nu mai are toată lumea dreptul să-și spună, să spună, local Bouchon, de tip Bouchon. Mm -hmm. Dar astea sunt în centru vechi al orașului, în zona Catedralei Sfântul Ioan, care este spectaculoasă, Deasupra de tot, de unde se vede panorama orașului, ai o altă biserică enormă, la Furvier, și tot acolo ai și un anfiteatru antic, de fapt sunt trei, dar unul este mai bine conservat și foarte frumos. Ai și o copie a turnului Eiffel din Paris da. uh, și ai ceva uh, care mi-a mi plăcut foarte mult, așa numitele trombul. Trombul sunt niște de la, cuvântul vine din latină, de la trambala. Așa. Sunt niște pasaje Oh, primele sunt făcute prin secolul 4-5. Mi se pare că în Lyon era un centru al mătăsii foarte important și aceste pasaje erau de fapt niște scurtături ca să ajungi de la apă la casă mai, mai repede. Erau prin curți, ele pot fi vizitate Aha. și acum, nu mai sunt toate deschise, unele prin sunt blocate. Casele oamenilor? Pe da, sub prin curțile și pe sub casele oamenilor. Eu am văzut la prima vizită acolo, am găsit una asemenea pasaj. Dar ia închipuieți un pic scenariul. Adică, de ce le-au construit oamenii aia? Ca să le fie mai ușor să da, câștige timp. Da, de exemplu Jacques, care stătea da. la Dracul cu cărți. Da. Ca să ajungă la pătrea să facă 3 km. Și atunci da. Jacques are ideea, numai el, și autoritatea acolo zice, să facem 1,5, n-ar fi bine să avem un an și vă. Da. Trecem prin curte pe la dumneavoastră. Pe la... Da, da. Sunt, acum nu mai treci prin toate. Da. Unele sunt închise, pentru altele trebuie ba un cod la poartă, ba o okay, cheie, ba acceptul locatarilor, pentru că acum sunt oameni care nu le place să vină și să zghească la ei toată ziua în Chiant, curtea ea, lor. Ea. Da? E un, un oraș care, din ce știu eu, nu mai țin minte, nu mai sunt. Mai am informațiile actualizate, dar din ce știu, avea 21 de restaurante mișla. da. Asta nu înseamnă că nu poți să ieși plasă în Lyon. Noi am luat o plasă acum câțiva ani, când am nimerit un asemenea fals local de tip în care ni s-a adus carne de porc aproape în sânge. Asta și noi am aici. spus, nu da nu e vită, așa se mănâncă porcuri. Noi venim din țara porcului, stați un pic. Nu, nu se mănâncă așa, e că eu sunt din banat. Am văzut porci la viața mea. Dar, în general, se mănâncă minunat acolo și este un oraș plin de viață. Este un oraș cu o uh, poftă de, de viață, nu doar în rândul tinerilor, în general. Și am făcut comparația când a fost acum câțiva ani cu, uh, cu centru vechi al nostru, care tot așa e fremătător, efervescent, mă rog. Centrul vechi este o glumă pe lângă viața de noapte din Lyon. Eu, eu, eu. Deci este o glumă. Deci acolo da. sunt sute de localuri da. unul lângă altul. Dar vreau să-ți uh, atrag atenția că e mai ieftin la noi. E mai ieftin la noi, Cine? da, e adevărat. Purpa, da. Purpa. Franța e mai scumpă decât România la multe, la multe criterii. Dar e un oraș în care se trăie, așa cum în Barcelona e plăcut să trăiești pentru că aici se face. Așa și aici au, niște, au o arhitectură frumoasă, deci un palat al Bursei minunat, un teatru, teatru de Celestin, iarăși spectaculos. Uh, e un, o comoară de oraș, mie îmi place. Ha, am fost de două, trei ori și m-aș întoarce oricând și am făcut acum câțiva ani și experiența mersului cu metrou, că firește, Lyon are rețea de metrou. Nu, spus că are tuneluri. Uh, da, și are metrou uh, care merge de unul singur, așa, adică nu are un mecanic. Da, și eu la da, 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 un... da, da. Tunele sau tuneluri? Da. Cred că tuneluri. <laughs> Cred, dar nu, știu. nu mai știi în țara da. asta de da, când da, s a băgat nu... succesuri și succese. Da, da, da. Nu și mai servizi. știi servicii. am auzit și servicii. No, depinde. De servici. Da. da, da. <laughs> e, uh, dar asta spun. Deci, Lyon, ca uh, ocazie de City Break, este o splendoare. Eu, you hai, know, zbor direct până la Lyon, nu mai știu. Ce zbor, dar zbor, și nai mult două ore și ceva, uh, și ai ce face. Este un oraș în care te simți bine. Ai o bucătărie splendidă și variată, ai teatre, ai viață de noapte, ai muzee, există și un mu muzeu al păpușilor mecanice, mi se pare. Fierește că ai și un muzeu de artă contemporană, Asta. ăștia ca tine. Chiar, -am da. să întreb. Ai că... un muzeu de arte frumoase, unde sunt, Oh, o, oh, de la Croa, o grămadă de, de pictor Rubens. Asta e foarte frumos. Deci un oraș minunat. La ah, și un oraș în care, da. Și un oraș în care au avut loc persecuția, a existat-o în noaptea Sfântului Bartolomeu în 1572, și la Lyon, nu numai la Paris, și un oraș care în timpul cel de-al doilea război mondial a fost și sediu al unor mari criminali de război naziști, dar și un centru foarte puternic al rezistenței. Deci ăsta e Pe paradox. Cum. Hai să tragem la poarte. Uh, Junină Pernambucano, adaug și eu cunoștințele acolo. mele despre da. Lyon. <laughs> și pe Și, și uh, a fost și Tătărușan acolo. Ba, mi se pare că a fost un pic. A, a fost înainte anumite. de Milan. Nu. Uite, nici nu mai știu. Hai că verific. No, cred că la Lyon. că, Larion, Larion, nu, da, cred că a fost da, da, frumos, frumos. Ar... și-a ales bine orașele. Cred că Milano e destinația cea mai... Eu cred nespectaculoasă. că e un, băiat care înțelege mult mai bine decât fotbalul no, ah, Da. Fotbal și fotbal amuc. Bine ați revenit la vorbitorii prieteni, despre fotbal. Dar uh, sa așa. Hai să o o montei de la mare uh, marele de corupție al lui uh, Juventus. sa De miră? Ne miră. Editura Sunt se strus. cheamă Nemira, dar pe noi nu ne mai miră. Unde, când vine vorba de Juventus, mie că iarăși au ia o liga, măcar o liga a doua, dar îi scapă da. federația. Crezi Știi? că scapă, da, da, și, că nu a scăpat. Și în acest caz, fii atent e da. foarte interesant, deci ce se întâmplă? Juventus a fost depunctată cu 15 puncte. Uh -huh. Dar stimata federație italiană îi rezolvase și în cazul ăsta, pentru că au fost două anchete, una a Federației și una a procurorilor, care procurori mai cu nasul subțire au zis, băi, să trecem și noi prin actele ăsta, rau un pic, dacă e scandalul no, atât no, de no. mare. Federația a tras linie și a zis, -a, nicio, -a nu, nu e mare lucru la nimic. ei. Eu scai, da. Care e problema? În anii 2019, 2020, 2021, Juventus a făcut niște transferuri gonflate, respectiv cu niște sume mai mari de bani decât în realitate, pentru că probabil ei spălau și niște bani în toată operațiunea asta. E vorba de vreo 42 de transferuri. Investigate au fost mai multe cluburi din Italia, dar numai la Juventus a tras linie. Juventus a mutat în acte, fie atent, 42 de jucători în perioada asta, 36 niște transferuri de tinere, dar vreo 6 mai importante. Unul a fost chiar un schimb între. Melo și uh, Mira, Miralem Pianici Felipe Melo. Da, da. Aici. aici. Bătrân, da. În noiembrie anul trecut, conducerea lui Ventul s-a prins că e groasă, așa că juniorul Anieli și cu Pavel Nedved au, au plecat, plecat da, și au zis, da, da. bă, aici, nu știu ce. Astăzi au venit procurorii și prima dată procurorii au zis, bă, măcar 9 puncte penalizare ar trebui să le dați după regulamentele voastre, s-au mai uitat federația odată și ai zis, bă, le dăm 15, dar asta e fără arestări. Pentru că de acum urmează și partea dosarul penal, și ce mai e da. acolo să vedem cum se să. Dar nu era un cetățean care între timp a ajuns pe la Totea? Ba da, domnul Paratici. Sigur că <laughs> îi zice, are și un nume predestinat. A, așa, cetățeanul da. de la Totea, am sigur, el e departe acum, e plecat mm -hmm. de vreun an mm -hmm. jumate, dar. na, Ancheta tot, anchetă e. Da. Și îl vizează și pe el. ne miră la. Nu ne miră, la... ne miră pentru că a existat scandalul din 2006. Pildă, da? Calciopoli mi se pare că s-a chemat. A, nu, nu Calciopoli nu știu dacă era asta. Mă rog, în fine, da, când iar Totonero a fost în 80. Totonero a fost ăla, nu? Da? la cu Paolo Rossi. Da, când a existat o suspendare drastică, inclusiv împotriva lui Rossi, redusă de la 3 ani la 2 ani și uite că a folosit, că Rossi a fost agentul Cupei Mondiale din 82. Um, da, în 2006 mi se pare că a existat hmm. ceva asemănător când Juve a fost retrogradată. A fost deposedată, nu știu, de două titluri parcă. Da. A revenit da. pentru că jucătorii emblematici au rămas la Juve. Da, a, rămas a, rămas de Bufon, de Bufon, a rămas Bufon, a rămas Del Piero, a rămas și, Medved... și De샹 de pe bancă. Da, e, și cu lotul ăsta firește că s-au întors repede, dar tot așa. Acolo eu n-a fost niciodată singură în matrapați lucrurile astea, au mai fost niște echipe pentru care Lazio, să nu ne ferim de slăbiciuni, da? Lazio mi se pare că și în Totonero, în 80, a figurat da, pe afiș. Italia are o atracție maladivă știu, pentru chestia asta. Eu știu, adică știu, e... știu, știu. Păi, mafia nu fie în Nepal. Da, da. da. Or, da, atunci s-au făcut, făcut niște lucruri urâte și și Lazio și Fiorentina, mi se pare că a fost implicată de două ori. E, în 2006, n-au fost numai tranzacții financiare dubioase, au fost. Arbitraje la comandă. Și acolo era celebrul Marin Moraru al Piemontului, da? Luciano Mogi, uh, care cu figura lui, așa, uh, de bunicuț blajin, orchestra niște marticăloșii și, și avea, dar nu numai, își le repet, și Fiorentina și ce au avut arbitraje la comandă. Uh, însă, procurorii au interceptat convorbiri telefonice dintre Mogi și, mi se, mi se pare, uh, Paireto cel care ne-a pe noi la România-Argentina în 94, el a ajuns șeful arbitrilor din Italia și erau dialoguri de tipul uh, avem cu Ajax în ligă, complicam meciul, rezolvăm Dar și aici e ai o înregistrare telefonică una care a ridicat așa niște semne de întrebare, dacă acum zicem ce ar zice domnii procurori? i au urmărit mult și în situația mm -hmm. asta și într-una dintre înregistrări, doi oficiali al lui Juventus sunt auziți spunând următorul lucru. Și, și să ne potolim și ferească Dumnezeu dacă iese documentul secret de la Cristiano. Acum hmm. lumea da. așteaptă curioasă să da. vadă ce înseamnă documentul secret al, de contract, la de la, da. al contractului da. lui Cristiano. Da. Nu, Deși... e de Bergogli, nu, nu, nu e vorba de Bergodi, Nu, nu, nu. vorba de un singur Cristiano care a plecat da. pe 100 de milioane de euro de la Madrid la, hmm. la, la, Juventus. la Juventus. Da. Am zis că mai zicem două vorbe, uh -huh. Sunt, avem un Daniel Vej care uh, e reținut, nu? Da. Ora asta? este. Este reținut? Este, încă reținut, nu știm când o să apară podcastul, dacă Pentru... el o să fie în continuare după gratii, dar weekendul și-l-a petrecut închis. Pentru un abuz sexual, da. cred că asta da. e da. definiția. Da. Da. De fapt e acuzat că uh, și-a pus mâinile, nu e un viol, înțeleg? Nu. Este agresarea unei doamne sau doamneșoare într-un într club. Într-un club, adică a pus mâinile pe ea. Da. da. Uh, a făcut plângere. Mm. Uh -huh, uh, da. a fost luat. Da mă nu știu. Uh, mie să nu fie un dezechilibru aici între felul în care este tratat Daniel Vești, dacă numai asta a făcut. Repet. Da, vedem și felul asta în asta care acum. au scăpat alții de acuzații mult mai grave și de fapte pe care le-au comis. Gen Robinio. Uh, gen Robinio, uh, care le dă cu. Tifla la tuturor, da, că Brazilia are contract de extradare, nu. acord de extradare cu Italia, gen cetățeanul de la, cum îl cheamă, Mendy, Benjamin Mendy, care a fost achitat în șase capete de acuzare de viol și au rămas două care se vor rejudeca. Da, și-au mai fost, Van și a fost acuzat la un moment dat de viol, nu? Da, Neymar. Kluivert, Neymar, tot Neymar, Sunt da. tot felul uh, de, sunt totul de, de oameni care abuzează de poziție. Adică porneze la ideea că ei fiind niște celebrități, n-are ce să li se întâmple și atunci își pot permite mai multe lucruri decât oamenii obișnuiți, pentru că ei nu sunt oameni obișnuiți. Acum să acceptăm că avansuri sexuale, îndrăzneli sexuale, picanterii de genul băgat mâna pe sub fuste, există în orice discotecă din România. Și numai din România și din alte țări. Deci dacă numai asta a făcut Dani Alves, s-ar putea să scape. Și a schimbat și avocatul. Povestea care îl, care îi complică Un pic complic soarta Să... este că el a dat Trei versiuni diferite asupra situației A fost întrebat Să... de trei ori și a dat trei versiuni diferite Să scape cu pușcărie scurtă Da, da, da Adică 30 de zile sau o amendă penală Sau chestia de genul, ăsta. Da, o de genul ăsta. Repet, n-am toate dar datele adică... e, Asta se va judeca la proces Dar e foarte interesantă uh, atitudinea Pentru că astea erau lucruri Despre care acum 20-30 de ani Fotbaliști uh, Celebrități da. sau alte persoane nici nu ar fi fost, cum să zic, atinse cu o floare da, în astfel cum, de situații. Societatea s-a schimbat și ceea ce părea acceptabil sau un anumit stil de viață, mm -hmm. uh, pur și simplu, astăzi este inacceptabil, iar reacția da. este foarte dură, mai ales că e vorba de persoane vizibile. Și ai rețele sociale, și ai internet. Ai presiune și ai, foarte mare. Ai, pe asta spun, deci nu mai poți să tăinuiești așa ceva. Înainte, mai ales în România, acum. 40 de ani sau 50 de ani, tăi nu ai că erau două ziare care scriau la comandă și în rest... A, nici nu se afla, nu Acum se afla. lucrurile da. se află... Acum se află imediat, se află un interval de minute sau jumătăți de oră, reacția publică este de cele mai multe ori uh, dură, uh, există tabere, Bom, ăsta e riscul, tribalizarea... Nici n ce tabără să fie aici. Uh, ba da, adică... ai, e. o să existe și aici avocați din oficiu care o să spună, aia că nu i-a făcut nimic, hai că a vrut și ea. Aici, de aceea, să-i se pună una. Păi, da. am văzut o scenă într-un uh, într bar din Spania, într-un club din Spania, unde am stat câteva zile, acum se face un an, cred. Apropo, exact asta era scena, știi, mm. și dintr-un grup de prieteni care erau la mesele vecine, nu ai noștri, prieteni ei între ei acolo, au venit la un moment dat la masa aceea două, trei fete sau un alt grup de prieteni, s-au reunit două grupuri. Era clar că toți se cunoșteau între ei. Unul dintre băieții care era la masa vecină era clar un pic mai băut. Okay. Că se vedea după el și după faptul că era așa euforic. Mm -hmm. Și în momentul în care s-a salutat cu una dintre fete pe care în mod evident o știa de ceva vreme, eu puteam să văd că erau aici la mine, el a luat-o în brațe și i-a pus mâna pe fund. Direct. Așa. Adică da. ăsta a fost salutul. Dar nu era nici iubita lui, nu da. era... Da. Da. Ea a râs Cumva s-a întors, s-a dus la altă masă și avea pe față... Adică să citea oroarea pe fața ei faptul că se depășiseră niște limite mm -hmm. uh, limite acolo. Ăsta râdea de uh, să termina de veselie. Nu ai și scandal, nu a și mm. nimic. După alte câteva minute erau împreună la masă, dar în orice caz a fost... Uh, uh, pe fața ei s-a văzut o senzație de, da, de da, greață, da, da, da. iar da, cred. lucrurile s-au petrecut în capul lui ca și cum da. nu, e mare, nu e mare lucru. Da. Ăsta pare genul de cazuri pentru care astăzi foarte bine la o reclamație sub susținută mm -hmm. de dovezi îți iei pușcărie. Că ăsta, așa pare acum cazul Daniel, vezi. Domne, da. am văzut-o acolo, așa, care s-a relatat mm -hmm. în presă. Mm -hmm. S-au întâlnit, nu știu ce, a început să pună mâna pe ea și da. femeia a zis, băi, nu. Iar uh, autoritatea spaniolă l-a recoltat da, rapid. Da, da, da. Am observat asta. <laughs> da. Da, uh, contrastul e flagrant cu cazul Robinio. Robinio sfidează pur și simplu. Știm că, că nu are cum să-i să se întâmple ceva, el fiind acuzat cu probe, da? De viol, nu de altceva. s ar fi o temă la un moment dat să discutăm despre care e pedepsa pentru viol. Ce pedepsa... Ar merita violatorul. Indiferent că e vorba Astea, de. Adică altele decât cele din codul penal? Pe care sunt cele din... Pușcărie? Păi, faci pușcărie. Da, da, Pinești da, de, de că... gravitatea lui, dar sunt mulți ani, cel puțin în România, da, sunt foarte mulți ani. Dar la și eu temă castrarea ca chimică. Mă gândesc, nu știu. Deci a, fost spusă, nu... a fost pusă în discuție. Da. La noi nu s-a practicat, dar cred nu. că există țări unde s-a Da. Cu siguranță. Dar trebuie să ne documentăm să, să vedem mm. unde da. se practică și de ce, și cu ce argumente. Mm. Da. Și cu ce rezultate, să vezi dacă a scăzut cumva numărul nu mă... violurilor. Da. da, asta că e interesant. Asta e o întrebare mm. foarte, foarte bună. În orice caz, bine i-a făcut că i-a făcut, ca să zicem. Da. așa. Poate să fie o învățătură în mediile astea care își permit o libertate mai mare, știi? Da. da mă gândesc. Să vedem. În fine înainte de radografii, că avem și radografii astăzi, doar atât, găluște. Oale, pulcele și tigăi. Ce vă veni, domnul Paraschivescu, cu găluștele? Păi îmi plac ce sunt bine. Ai voie? Nu. Ei, A, așa, porc. câteodată în supă, în zupă, cum se zice la E cu făină, nu? E tot făină, bani, mănânci în fiecare zi trei găluște. Mai un pic. Uh, nu mănânci, mănânci rar. Dar rar, trei rar. trebuie să fie, nu? Adică într-o farfurie. Într-o farfurie, Parcar, două. două în orice caz. Acum depinde caz, de dimensiunile da. găluște și de dimensiunile, da. și de dimensiunile farfuriei. Mai da. cât pumnul meu, nu? Mai Un pic Mai mic, da. 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 Dar nu mic. Da. Nu, nu mici nu. Dar deja sunt de... altceva. Adică nu trebuie chifteluțe Nu chifteluțe, Să face. Da, găluștele sunt niște niște forme ovale, așa, hmm? una dintre discuțiile de bază este cum trebuie să fie gălușca pufoasă sau un pic mai tare. Deci aici sunt două școli de gândire. Eu vibrez la amândouă, adică da, mi-e plac doar, foarte mult. Și un pic mai tare, cred Și eu zic că e un pic mai dar... tare pentru că altfel dacă e prea pufoasă, se împrăștie prin supă și și în momentul în care, chemituri. momentul în care muști Trebuie să ai un pic plăcerea amestecatului, nu atlopitului da, în gură, da, cred da, că da, vine da, vorba da, la da, gălușcă. Da, eu așa îmi da, place da. mie. Nu, și mie îmi place, adică eu când văd găluște nu mai fac mofturi, mai ales că văd foarte rar. Dar da, parcă aș miza un pic pe consistență și nu pe... Structura asta aerată, care riscă descompunerea găluștei. Am da? văzut, totuși, pe internet că toată lumea merge în zona gălușcă pufoasă. Că am dat un pic de căutare. E? adică. Da, nu, de eu n-am dat să căutare, fie? dar de ce să fie? Că dacă e prea pufoasă, nu, nu, nu e vată de zahăr. Și totuși. cum să arate? Deci în farfurie trebuie să fie o supă limpede, cu două sau trei? Da, da, da. da. Eu, totuși, aș miza pe două. două pentru da, că aș da. zice două, dar mai trebuie să fie un morcov, da. un bleuștean, un pic de pătrunjel acolo, da pătrunjel da, de da, da. pătrunjel, da, Și ar trebui să fie și un pic de cartof, care să însoțească găluște. Da, nu? Ei, nu, dar așa să ar fi. că Supă, a... supa de găluște nu prea admite cartofi. A, ah, că sunt unele gospodine care da, da, da. pun, da. Dar, dar în, în general, un, rețeta așa, e fără un, cartofi. un pic, da? și... Păi da, eu știu că... oameni care pun și orez, dar n-aș face nu, asta. Nu Parcă orez nu. nu. Da. Dar urez. eu n-aș pune nici cartofi. Cât îmi place mie cartoful, da. să fie... O, nu, nu, un sfert de cartof lângă cele două găluște okay. și măcus cu pătrunjel. Începem salivația. Bănuiesc, nu? este, da. nu, drăgostit. s-a declanșat. Da, da. asta este varianta... Arată foarte bine, da. Deci asta este varianta soft, gălușca din supă. Ce? Și varianta este... hardcore este gălușca cu prune. Hai, este... Gomboți. Gomboți da. sau deci, găluște. Deși mie că îi zice gălușcă că ea are forma unei găluși, dar nu e chiar o gălușcă. E o, da, e o bilă, de fapt. E o bilă da. cu, o prună, în cu mijloc. o prună în mijloc. da. Și unii scot sâmburile din prună, alții îți lasă surpriza dar rămâne fără un dinte. Nu, și trebuie, nu trebuie spun... scos. trebuie scos. Da. Trebuie da. Scos. Nu, adică... ca să zic așa. Am și a și... luat cum trebuie să fie aici? Hey, uh... Trebuie să fie taricel? Măi, nu foarte tare, da, dar, nu adică nu cremene, dar nici... Așa, și ea deasupra o dai prin... Prin pesmet. Prin pesmet. Pesmetul ăla câteodată e cu zahăr. Da. 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 Și da, uh, și nu, da. da și pot... cu nucă de cocos, să știi dacă încerci. Da, bă, de cocos. eu nu prea sunt prieten cu nuca de cocos. Da, că ce să zic. Keith Richards e prieten cu cocosul, ca că a căzut din el, <laughs> un moment dat. Dar nu, eu nu, nu mă dau în după nuca de cocos. Uh, însă găluștele cu prune, da, sunt... Uh, iar în, în Lugoj era... Uh, mâncare absolut obișnuită. Cât e decent să fie o porție? Că de la voi vin astea, găluște. Cât e, nu știu, mama mi-a povestit de o, de o, competiție cu recorduri în care Așa. record care nu știu dacă a scăpat după spitalizare, am mâncat 64 de găluște, mi se pare. Nu cred că... Da, da, da. da. Asta era ce acum, ce? nu știu, câteva zeci de o demență, ani. Da. Da, da. da, da, Nu mai știu dacă a supraviețuit sau nu. În orice caz, 3-4 mănânci. mănânci, mănânci 3, dacă e da, 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 eu, ajung aș da. 8, dar n-am Eu n-am voie. Da, mie îmi plac găluștele cu prune. La restaurant s-aduc două. Da, da, au fost și la Scovergăria Micăi, sunt și acolo găluște sunt și cu acolo, prune, da. De -aia, Dumnezeu, da. Da, 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 și eu mai am un loc unde le văd. Bun, și în Brașov, pe Pietonală, e un chioșc acolo în care ai și cărte și găluște cu prune. La cafeteria Dolce Principe sau au niște găluște cu prune foarte bune, pe calea bani la 100-200 de metri de ambasada de British Council. A, ce frumos. Da, da, foarte bun. Eu când am fost la Timișoara, acolo la Cara George, la restaurant, mm. mai mm. au niște găluște, probabil că sunt pentru turiști așa, gălușcă cu fineti sau o chestie de genul ăsta și alte nebunii așa. Da. Un gălușcă cu finetii nu prea a fost pe sufletul meu, s-a luat la masă. Da. S-a da. luat. Da, luat. acum există da. și clătită cu fineti. Am văzut că e la moment. trebuie să fie cu ciocolată și cu da. scovergi cu finete. Sigur, sigur, dar Dacă... gălușca aia adevărată da. este cu prună. Da. cu pruna, Ia restaurantul da. La restaurantul La Ciarda din Târgu Mureș, am fost singurul care n am mâncat, m-am uitat cu jind la toți ceilalți meseni, la Sabina s am dus termin, eram la salon Ce. la bufest. Atunci era pe renunțare. Toți. Da. Da, eram deja la început de tratament, la început de reabilitare da. ponderală. Mm. A, da, așa. Da. Noi, 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 Moldova, nu prea mă avem. Adică eu am descoperit mm. târziu astea, găluștele astea, că nu prea. Adică, în Moldova da. nu prea să fac, nu există mm. ideea asta. Mâncarea de prune. Doamna am cu vecina mea care stătea peste drum de noi și erau doi oameni veniți din București la Vaslui nu știu ce legături aveau cu zona asta, dar se mutaseră din București și ea era de aici din sud și ea făcea mâncare de prune. Unde am și mâncat prima dată mâncare de prune. Mm -hmm care mi s-a părut interesantă și bună copil fiind. Dulce? Dulce, Dulce da, mm -hmm. dar acum ce să zic? Gălușcă nu am văzut decât târziu, nu a existat un moment să zic că făcut găluști. În schimb, făcea mai că niște supe cu găluștea, oh, asta erau da, o chestie. Între timp nu s-a... Am presa că spune ou ca să le legi, cred, s-ar putea, poate mă înșel, habar, habar ca -și ne... asta eu încă o dată, e o rubrică. Bun doar la mâncat, nu la gătit. Exact, asta e o rubrică da. de mâncat, nu de Habar <laughs> avem ce în chestiile astea, nu vă așteptați da. la noi să fim ca Jamila sau ca, știu eu, da. Adi Hădean sau, știu eu, alți șefi, că nu suntem. Deci da, noi da, da. suntem pe mâncat. Ca Nicola Tand. Nicolae da. Nicolae, el e șef de restaurante. Nu e. e. știu. Da, când povestește Nicolae despre mâncare Da, da, da. Chiar dacă ai mâncat acum jumătate, ce se face De el asta le făcea la francezi. Chiar ar trebui să-l cheamă o dată. Deci, Nicolae le făcea mâncare și le făcea acolo în restaurant și zicea, stați un pic. Vă dați seama că un restaurant francez. Da. șmecher, avea bucătarea asta și ăsta începea să scoată stați să vă arăt cum se făcea la mama mm -hmm. stați da. un pic, iau și pe aia și pe aia și dacă zicea și cu și cu o, o pălingă ai, ai, ai da. a, îți dai seama că îi rupea în două dramă, pe... da. era dramă acolo să vă zic eu cum să face de găluște, uite, nu mi-a zis niciodată eu am fost odată cu Nicolai la Milano și m-am ținut ca un cățel după el, jur pentru că Nicolai până și în aeroport deci găsea, tatenera, cineva. găsea nu cineva găsea mâncare, se ducea pe la toate de asta, vitrinele na, astea de mâncare na. și face așa. bage Asta e bună, asta are, vezi salamul ăla care e acolo, ăla e un salam care să știi că e făcut așa și așa și așa. Mm -hmm. Băi, și asta, asta e așa și așa, mm -hmm. asta e așa. Și întotdeauna mm -hmm. am luam ce-și ce la el, aia am luam și eu ca să văd că știe toate de desuturile de cârciumă și de așezare de, de genul ăsta. Nu, n-ar fi rău să-l chemăm pe Nicolai ca să. Dacă vreți să murim mâncând... Da, dar trebuie să mâncăm mult înainte să-l chemăm, da. Deci nu știu ce să mai fac, da. Uh, și are niște gogoși acolo. o termin. Serios oricum. știi că are gogoși? Și asta are faci comanda la el la mâncarea la Nicolai to go și întotdeauna okay. să iei niște gogoși. Are niște gogoși de la mici. Ok. Și găluște are, cuprune, dacă luăm de la el. Salvator. Da. Puteți să luați găluște cu gogoși, eu cred că asta este. Gata, prieteni, hai că e destul. Ați râs, s-a râs, s-a glumit aici, dar s-a făcut și s -a toate, vorba da. personajului din BD. A, Radu Paraschivescu. Cătării Striblea. A, spor la treabă pentru cei care steți pe radio, cum ar fi. Da. Pentru restul lumii, Radu Grafii, la... A, titl... și, stai la, la că... titl... da. și stai că nu era din BD, era din... Asta seara dansăm în familie, mi se pare, sau din altceva. Dar Noi seara nu mâncăm toate, da. Deci, da. unul dintre da. locurile preferate ale lui. Ah, da, da. încotroce. Da. Vizionare plăcută. Fiind un om de mașină, m-aș da, rătăcit da. în sensul că aici e o stradă blocată, și eu știam să ne da. aici cu mașina. Așa. ia yes, metro. Yes, ia deci, metro. Ai da, venit. E mai simplu. Ai coborât la... Aerolilor. La eroilor. am venit da. pe jos câteva minute. Cinci minute. Pe da. la elefterie, da. Asta e strada... Mă cunoaște uh, Dr. Pasteur, sau dacă Așa. vrei Dr. Pasteur, să <laughs> <-era, se> rimeze. <laughs> da, mă cunoaște Conu Zaharia, la 11 februarie. Nu, zic aici pe lângă Elefterie, Așa. dacă vreodată o să iei metro, uite Biserica Sfântă Elefterie se vede acolo. Așa, da. După ea e stația de metro. 65 minute de mers frumos prin cartierul Cotroceni. Tu știi și bisericile, adică le știi pe nume? Mm -hmm. Nu pe, nu așa pe zi, toate, dar mai știu câteva. Da, da, da. <laughs> uh, și aici, aici ce istorie Aici este Laptit Buf, uh, care se mai numește și lapisicul Pisicul Giftuit. Deci asta este o traducere la care domnul Iiceanu a ținut în mod expres. Deci este fie Laptit Buf. Buf înseamnă haleală, mâncare, care în bucătură. în la petit buf, una mică, așa, la butul iar pisicul giftuit este brandul acestei acestui așezământ, pentru că pe aici sunt și pisici, dacă vezi, ai acolo niște vase pentru mâncare și apă, pentru și apă. Sunt două pisici negre pe aici, una și trecut pe lângă noi, da, mai devreme. Mai devreme. A, ea nu părea giftuită, pisica din imaginarul Humanitas e o pisică giftuită, care tocmai am mâncat ce era mai bun pe aici. Dar la Franța mai este. Asta ne apropo, este un teritoriu cu multe pisici. Yes. Vin, trec că sunt da. da, este o pisică care și pisica lui Vlad Mixici, pe care îl salutăm. Posibil. Pe care da. o cheamă Măslina. N-are fotografie. Bai, -are fotografie pe Facebook, da. Singura pisică, fotografie. Iar asta fotografie. este la buf. cum spuneam, eu o brutărie cu patiserie, cu librărie, unde nu sunt doar cărți de la Humanitas și cu un subsol unde o să mergem și care uh, constă într-o așa-numită sufragerie culturală. Unde se pot fac, face și s-au și făcut evenimente, discuții, șuete. Uh, mai mult în pandemie, e adevărat, pentru că înăuntru nu în pe multă lume, dar dacă totul se dă pe Facebook, poate să vadă oricine. Noi, Noi am a... filmat în ianuarie, să știe lumea, da, așa, 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 dar am da? <laughs> <Asta> da, <laughs> da, cu E gerul E gerul este gerul E un ger cu 15 grade aproape. Eu le țin pe asta cu uh, peste 13 zile. Deci pe 19 a, a, ianuarie okay. va fi frig. Da. Garantatul cu calendarul tău. Da. Cu calendarul meu, e ala la da. la care Aici se pot sunt și niște globuri care au rămas de pe la Crăciun. Sunt și globuri cu lapte buf, dacă observi. De un loc unde mă simt bine și unde am și alți prieteni care vin la o cafea, la... De exemplu, la ceva legat de patiserie, la care da. am voie doar să mă uit și, să mai Și eu vreau să slăbesc <laughs> de frumos. <laughs> <să mă> <laughs> Gata, mi-a ieșit cu plinul la <laughs> Nu se spune. Dar poți să vezi da. și tu teșgheau, da. adică se ieși și cu plin, poți, poți să vezi și, și, și tu. Poți acolo, hmm? da. Vrei să sufăr și eu? Uh, Băi, dar tu ai voie, stai da. un da. la tine, altceva. Eu da. pot doar să mă uit și să-mi înfrânez da. pofte și altceva. Poți să mă uiți la teșgheau, da? Da, te rog. Asta -te. e, da. Mulțumesc. Spune-mi ce ți-ar plăcea. Măi, mie mi-ar plăcea toate, recunosc. Da. Nu N-am voie nimic. Da, liniere. Deci pot să ronței doar bucata asta de hârtie care arată niște nuci. Atât da, ceva, da. nu? Aici nu da, pot să beau po linie adevărat. Asta, ci că nu. Linț cu vișine, dar asta nu am mâncat. Pot să încerci. Eu, Iota. mai am două opțiuni. De cu cu ciocolată, care e cu fistic, de fapt, care e fără zahăr și musul negru. Și restul sunt uh, nolitangere. Cum zice Arhimede. <sus> și biscuiți vesel. Ei, biscuiți uh -huh. vesel. Ți-a spus... Eu mă înveselesc. Tu te înveselesc? Ți-am spus că da. am văzut o umplute cu figura lui Ion Iliescu. Nu, no, așa ceva n-am văzut. <gânt> în <gânt> județul Vrancea. Adică ne-a așteptat cineva. De, de la... Era zâmbetul la lui Iliescu. Da da, 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 Așa m-am așteptat. Și da. 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 A, și asta, tortă dulce artizanală. Da, știu. Hai de aici. Din asta așteptam-o mânca toată ziua. Și de pâine. Și pâine. <laughs> și tu. <laughs> There's no escape. There's no... Da, e... Ce când Nu-mi place, dar știi de ce nu-mi place? Da. Pentru că e o poză în care am o căutătură ostilă. Eu nu mă uit așa rău de obicei. <laughs> nu știu de ce lor la PR le-a plăcut poza asta. <laughs> mie nu-mi place deloc. Și prin nu-mi place pentru că nu mai pot să folosesc puloverul ăla, pentru că dacă mă duc la o lansare cu pulovărul ăla, o să mi se spună cu altele n-are. Da. Că vine cu aceeași da, mai e. Mai am, da. E, nu, mai am de, și poze, dar să ei nu vor să folosească. E un plumbor scump, acolo. Da, da. da. Asta e. De de de, e. De, nu de, pot orice stai. Că o Da. Hai. Așa și dacă vrei te conduc și jos. La... Mergem și, mergem da. și jos. se conduc în sufragerie. La, la cărți. Nu ca să ne vedem. Să-l răpim. Da, să-l răpim. Da, da. Vreme păi de o, oră. O, o să oră. o să facem. Cred că da. multă lume da, s-ar bucura să-l vadă. Da, e în da. lista de preferințe. Da. Da. e cel mai urmărit podcast. Da. Nostru, Hai, da. da. Hai jos. Hai jos. Da. Mai lungă îmi pare calea. Mai lungă îți pare calea? Acum l-am întors acasă. <laughs> <laughs> Noi doi am lansat A, aici, cred. Am făcut ceva aici. Am nu? făcut ceva aici, dar nu mai duc aminte Nicu la care. Nu mai știu ce. La care carte, da. Minte că am stat pe locurile astea aici. Păi, și am poți vorbit... să stai și acum. Pe eram în pandemie. Poți să stai, stai și acum tot aici sau nu știu unde vrei. Stai pe fotoliu, stai aici. Mă mă, ma, ma, prinde aici? mai bine Așa. fotoliu. Te prinde mai bine. Perfect. Stau da. eu aici. Atunci. Da. Uh, da, s-au făcut multe șuete în pandemie aici. S-au făcut și înainte de pandemie, dar îți cap 15-20 de oameni, nu mai mult. Eu țin minte că am făcut anul trecut, în pandemie, o lansare, spectacol, dar meritul a fost al meu, a fost al invitatului. Am vorbit de expediția nouă din cu inima ascunsă din piept. Um, și l-am rugat să vină să discutăm despre cartea asta pe Dinu Flământ. Din urmă, este ceva copleșit. Este un personaj fascinant, este tobă de carte, traduce dintr-o limbă străină în altă limbă străină, cum n-ai văzut. Da. Am văzut, cred că ți-am povestit și am zis și în podcast, că am petrecut o seară cu el, împreună cu Eric Emanuel Schmidt și A, cu Denis Da, da. Omul și este -am, cântare, am uitat ca la spectacol, da, da, pentru da, că, da. că ei puteau să treacă de la portugheză la italiană, da, la latină, da, da, la franceză, da, da, da. dar nu că vorbind din un spunând da. poezii, Așa, fa bine, da, zi, da, da. așa face, așa da. face. L-am avut aici la, la discuția aceea foarte cordial, altfel și omul este într-adevăr un, un spectacol și eu mi-am exprimat de multe ori mirarea că un asemenea om nu este folosit în, hai să zicem, idiot formulat structurile culturale. da ca reprezentare, ca ambasadă culturală, ca om cu niște rosturi și îndrituiri în spaniol, în portugheză, în franceză, în italiană, în engleză, în ce vrei. Dar poate, poate nu vrea el, nu știu, habar Poate fi invitat la podcast. Asta da, asta da. e o idee. E o idee, da. da. Și nouă ne-ar face viața foarte ușoară pentru că am... El putea vorbește, e genul vorbitor. E genul vorbăreț și e genul cuceritor, adică stai și te uiți la mm. el ca la un film frumos. Mm. Da. Ca la un film erudit. Spațiul acesta da. îți place? Da, îmi place, pentru că are intimitate, poți să te retrage și să citești A, da, o carte. Da. Sunt oameni care vin, studenți, care vin și învață aici câteodată, da? bine, fără muzica asta. Da. Dar mai vin din când în când, nu știu cât e de permis. Da, e permis. Da. Că nu faci da, nimic da. ilegal. A, știi că atunci când ai și o afacere care ține de da. consum și de asta, nu e cazul. Acum că nu e nimeni aici, dar îți da. place să vină cineva să ocupe 3 ori o masă. Nu, absolut. Nu. Trebuie nu, să consume nu... consume în permanență. E de obicei, aici. Da, nu se întâmplă lucrul ăsta. Știu că am mai filmat de vreo 2-3 ori, odată cu Florin Caramavrov pentru un site mm -hmm. al lui de excelență în sport. Da, ok. Eu am fost pe de Kibit, s-a mai făcut, Dana Jalobeanu nu făcea aici uh, lansări pe cărți de filozofie, Grigore Vida, care e coleg cu mine la Comunitas, la fel. Și se pare că și Vlad Zografi a făcut aici, nu știu dacă nu cu CTP. Odată au făcut la Cismigiu, dar nu știu dacă n-au făcut și de aici o, o lansare. În urmare, e un spațiu primitor, un spațiu unde eu odată n-am obținut acces, da? pentru că, da, era tot în pandemie și, nu știu, cred că era cineva care abia venise, era mai temător decât e cazul și nu m-a lăsat să fie. am spus, zic, dar eu nu vreau nici să mănânc, nici să beau, vreau dar am o un interviu cu cineva pentru o revistă. N-a fost chip, mi-a zis, afară pe terase, zic, adică afară sunt mai multe dezavantaje. Unu, plouă, și nume puternic, doi, vis-a-vis -vis să repar o casă, să fac tot sau tot felul de zgomote, trei, la un câine. Patru, ies și între toți felul de oameni în și din patiserie. Dar n-au obținut și atunci a trebuit să facem cu umbrela deasupra capului și în zgomotul de bormașini și de altele. Dar în rest nu, în rest aici. Acum e decongestionat spațiul, erau mult mai multe cărți puse pe da, aici. Da, 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 Și acum sunt multe, repet, nu sunt numai de la Humanitas. și de vânzare, adică sunt Sigur că da, dacă iei ceva de aici, găsești ceva care te interesează, iei și plătești. Îți dau cartea a creatorii de Paul Johnson. A, da. Și n-am apucat să o citesc, m-am uitat pe și, și, și mare, nu? M-a atras da. foarte tare. Da. Ce au okay. și epoca asta de la mine mm. Dar asta nu cred că e la noi, nu? Nu. No. E la Corint. La Corint istorie, da, dar da. Platon. Platon e la noi. Platon e. Da. Și da. întotdeauna mă gândesc cu oare voi ajunge să-l citesc. Eu cred că da. Da? Totul e să-ți propui. Da? Și eu ți-aș propune, dacă tot vrei să citești cărți mari, să nu ocolești eseurile lui Montaigne, din care au deja două volumi, o traducere nouă și o traducere spectaculoasă a lui Vlad Rousseau. Okay. Um, nu mai e limba aia arhaică și arhaizantă care te face să-ți pierzi mințile și să nu mai știi ce vrea să spună autorul. Este o traducere adusă oarecum în contemporaneitate, mult mai fluidă, fără să-și fie pierdută amprenta veche, dar făcută în așa fel încât să știi despre ce e vorba în frază și este atât de plin de tâlcuri monteni și atât de frumos și om a avut și o viață zbuciumată, a participat la lupte, la războaie, un om înțelept, un om trecut prin multe punctene, iar eseurile lui sunt uh, un spectacol Deci înainte, de Platon, dacă vrei să ai o încălzire culturală bună. Deci aș propune eseurile lui Montaigne. Mulțumesc! E ceea ce putem spune. Am zis să vă arătăm câteva Ma, dintre locurile. Da, o da. să fie o serie întreagă, sperăm mm -hmm, noi. Mm -hmm. Nu da, foarte da. lungi, dar dacă tot am povestit în podcast și sunt oameni din toată lumea care ne urmăresc, da. am zis să vă și au arătăm pe unde merge Radu, că de fapt asta da. astea sunt locurile lui. Da, asta e un loc la care eu țin mult, cum spuneam, cum a spus și sus și acum mi-aduc aminte că aici am mai făcut un film Anul trecut, tot în pandemie era, cu doi dintre liderii galeriei lui Poli. Poli încă nu căzuse atât de abrupt cum o face mm -hmm. acum și împlinea 100 de știu, acum un an sau acum doi ani, un an jumate, cam așa. Și au venit oamenii de la Timișoara cu mașina, ne-am întâlnit aici, am făcut discuția chiar aici, în spațiul ăsta, au băut o cafea și după aceea s-au dus înapoi la Timișoara în acea zi. Serios? Da, da, nu, Știi de cine mi-amintește, nu? De cine? Superbul Radu Vancu. Mai drum ca el n-a făcut da, 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 uh, și are și, dacă vă uitați acolo, sunt <laughs> două locuri pisici. pentru pisici. Da, da, da. da, da. Băi, pentru asta trebuie să uit. vadă toată lumea. Pentru pisicul giftuit. Asta trebuie să vadă toată lumea. Știți că sunt la modă sacoșele, da? Da. Astea, sacoșele, sunt acum noul râdnet în materie de orice. Mm -hmm. Ce, cu știu. Luați sacoșă cu cioran. Așa, da, da. <laughs> Luați cum să circule? Mm -hmm. Mi se pare da, să esența hipsterismului. Da? Să spui. Da, da. Și acum, ce oricum. Mm -hmm. Cioran. De ori și te duci la piață. Da. Că... Sacoșă cu Michael Jackson am să acum câțiva ani, dar sacoșă cu ciorană e, tu nu mai ești, ești A? mic, nu mai ții minte pungile A? cu aba și cu boniem și așa, cu pusică. Așa, dar erau din seria aia. Cine avea serie. așa ceva, era un, uh, un om interesant. A, stai, stai. Asta e tata. Asta e viitorul. Okay. Și acolo da. sunt două cărți care mie mi-au plăcut mult. Nadia Nadia mm, și a, Securitatea a lui Steve și uh, French și marile Lucruri Teribile de Matthew Perry. Se zice bine zici că uh, ai atâtea vieți câte cărți citești aici. Asta e al Da. Noi că a zis asta? N asta e vorba lui noi, că da? da, noi ne-am ne făcut moto din, din spusa asta, de este a lui. Ai atâtea vieți câte cărți ai citit. Uite, Iana, avem voie să spunem Nu, da? cum să nu? A zis moto. De aici va trebui să citim amândoi această carte. Dar de ce va trebui? Te spui că în viață nu trebuie nimic. Nu. E pentru o În trebuie să mănânci, să, să rămân, bei, și să ai lumină este... și să faci sex, că altfel nu este... bine, da, de ce trebuie bine. Este cel mai mare jucător de fotbal din România după Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu. Păi așa, dacă scoate și Dan Petrescu o carte, păi și trebuie, trebuie să o citim și pe aia nouă. Nu. Vă, poate să înțelegem ceva mintea unui sportiv de performanță. Da, da -i eu am întâlnit cu el odată, cum se la Digi și mi-a spus, nu mă cunoaște, să stăm de vorbă, că nu zice cum are plăcere să stăm de El ți-a spus, da, el. da, da, Se de aici până la cinticată. El ți-a spus, C nu nu da. mă cunoști? Da. A, nu da. mă cunoști în sensul că nu înțelegi nu cine, sunt cine sunt. Nu știi cine sunt, Da. ceea ce e adevărat. Da, Așa e adevărat. Așa zic, stăm de vorbă când vrei. Uh, și chiar vreau să stau de vorbă cu el. Să-l chemăm la podcast. Uh, Să-l chemăm la podcast, ok. Da. Dacă zici că merită, S Eu chemăm. zic că merită pentru... Eu sunt fascinat de mintea atletilor de performanță. Sportivii sportiv, da. sweet, e sportiv. Nu merge din grecesc, nu? Nu? Da. Nu e sportiv, că sportivilor. da. Uh, Mai nu știu, -ă, dar nu să citesc cartea asta. am spus, e, sunt... Poate tu citesc eu am... atunci. Tu citești -o că ești tânăr. Da. Am devenit egoist cu timpul. Da. Am, numai dacă încep o carte și nu-mi place, o las. Poate ți place. Acum 10 ani o facem. Poate îți place. La Tiburi, culturală. Da. Să mergem, da. Dar, Vorbitorinci. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.